Vreau să vă salut, să vă spun bună seara, să vă mulțumesc încă o dată că ați participați la tradiționalul nostru Zoom din fiecare joi de la ora 20. Astăzi este de la ora 19 pentru că așa am apucat să stabilim noi mai pe început de săptămână și între timp atunci nu a mai schimbat ora. Probabil că o mare parte din lume va intra puțin mai târziu. În această seară avem niște invitați speciali. În speță l-avem pe CEO-ul proiectului Vimei, pe Andrei. Și mai departe, când va lua cuvântul și Andrei, o să-l rog să ne spună și cu cine este în acest tama de pe comunitatea Mr. Crypto. Așa cum v-am obișnuit, în tradiționalele noastre voice-uri avem diferite topicuri pe care le discutăm sau avem diferite proiecte pe care le aducem în AMA. Care este scopul acestor întâlniri, acestor AMA? Este ca voi să aveți o imagine mult mai clară când vine vorba despre o investiție într-un proiect anume. Vmade, chiar dacă Andrei nu locuiește în România și locuiește în altă parte, este oarecum un proiect românesc cu membrii echipei, mare parte fiind români. Și având în vedere că au fost și anumite întrebări în comunitate, am decis împreună cu Andrei să avem un AMA. Eu cu Andrei m-am auzit, cred că acum o lună, dacă nu mă înșel, am discutat, cred că am stat vreo două ore și am discutat noi și pe Zoom și pe Telegram pentru mai multe detalii. Și drept urmare, astăzi am decis să, împreună cu Andrei, să stabilim un, AMA. L-am invitat pe Andrei să vină la noi în comunitate să avem un AMA și să vă explice în detaliu tot ceea ce înseamnă proiectul Vmade. Chiar dacă eu știu în linii mari despre ceea ce este vorba, o să luăm proiectul de la zero, o să luăm discuția de la zero, în așa fel încât și cei care nu au auzit de proiect până în momentul de față să poată să-și facă o idee și să poată să decidă dacă vor sau nu vor să investească în acest proiect. Ca de fiecare dată, așa cum menționez și în videoclipurile mele și în AMA, rolul acestor întâlniri, rolul videoclipurilor, nu este pentru a vă un sfat de achiziție. Decizia trebuie să o luați singuri. Ceea ce încerc eu să fac cu echipa, respectiv cu invitații, este să vă oferim mai multe informații. Decizia de investiție trebuie să aparțină fiecăruia, fiecare trebuie să fie responsabil pentru banii pe care îi pune în proiectul respectiv, deoarece atât eu cât și proiectul respectiv nu ne putem asuma o evoluție viitoare. Adică proiectul clar pleacă cu intențiile bune, își face temele în așa fel încât evoluția să fie una bună. Dar situația asta pieței sau diferite alte situații pot să influențeze pozitiv, negativ un proiect. Și din acest motiv trebuie să fiți extrem, extrem de atenți și să faceți ceea ce, repet, eu și colegii mei dintotdeauna, investiți doar o sumă pe care vă permiteți să o pierdeți, o sumă pe care vă permiteți să o investiți, fără a investi bani luați împrumut, fără a investi banii de chirie, banii de rată, banii de cheltuieli și așa mai departe. Bun. Am specificat și înainte să pornim înregistrarea, vă rog tare mult să aveți microfoanele închise pentru a păstra o fluență a voice-ului și pentru a nu avea diferite zgomote pe fundal. Rugămintea mea este să nu interveniți cu întrebări pe parcursul voice-ului. Vom avea și o secțiune de întrebări și răspunsuri la finalul AMA-ului. Dacă se poate să vi le notați undeva în cazul în care credeți că le uitați, să vi le notați și cu siguranță membrii echipei Vmade vă vor răspunde cu toată plăcerea. La fel, la finalul voice-ului vom anunța și câștigătorii premiilor oferite de către echipa Vmade prin amabilitatea lor. Avem și mai multe premii. A fost formularul de concurs pe care l-ați văzut, a circulat toată săptămâna la noi.
și la final vom anunța câștigătorii. Nu am apucat încă să discut neapărat cu Andrei și cu Fares, dar o să dăm lista de câștigători. Bănesc o să o dau eu mai departe la Fares și de acolo o să vă descurcați cu câștigătorii. Bun. Andrei, bine ai venit în comunitatea Mr. Crypto împreună cu echipa VMate. Sunteți bineveniți și îți predau microfonul să ne spui două, trei cuvinte despre tine, să ne spui cu cine ai venit la noi în seara asta, după care o să revin eu cu câteva întrebări punctuale legate de proiect. Deci, bine ați venit încă o dată! Mulțumim mult! Bună seara! Bună seara! Mulțumim că ne-ați chemat la voi în grup și mulțumesc și celor care o să suporte discuțiile mele, monologul meu în acest AMA, că sunt aici. Apreciez timpul vostru și o să încerc să-l fac să fie cât mai util și să nu fi fost o risipă de timp. În seara asta aș vrea să, dacă se poate, să mai vorbească și Fares. El face parte și din proiectul nostru, după cum știți, cei care știți deja. Și aș fi vrut să poată să mai intervină și el din când în când, când încep eu să mai merg pe vreo tangentă care nu este atât de relevantă pentru cei ce ascultă sau când încep să devin prea tehnic. Câteodată, din nefericire, mai am tendința asta și din cauza asta Fares ar fi util dacă ar putea să intervin. Acum, eu sunt Andrei, sunt fondatorul proiectului VMate. Eu sunt un antreprenor de meserie. Am două afaceri în Marea Britanie, una de marketing și una de IT development, iar cea de IT development, precum și anumite elemente din cea de marketing, se ocupă de acest proiect, de dezvoltare acestuia. Motivul pentru care am crezut că noi am fi competenți pentru a face acest lucru și acest proiect este pentru că compania de IT, compania mea de IT, se ocupă cu dezvoltarea, cu automatizarea, dezvoltarea unor platforme ce automatizează procese foarte complexe. De genul, ultima noastră platformă a fost una care se ocupa de evaluări imobiliare și non-imobiliare și a scăzut timpul în care se face o platformă respectivă cu 700% și a crescut profitabilitatea cu 500% și lucruri de genul ăsta. Cu asta ne ocupăm noi și am construit zeci de astfel de platforme de-a lungul anilor. Iar aceasta se ocupă de dezvoltarea acestui proiect. Echipa de bază este formată din 32 de persoane, plus încă 15 subcontractori, mai mult sau mai puțin o persoană, că mai schimbăm și mai avem diferite nevoi pe măsură ce trece timpul, iar aceștia sunt în flux constant. În echipa de marketing avem aproximativ 15 persoane, iar în cea de management 7 persoane de la VMate. Fares se află, este unul dintre membrii din echipa de marketing, unul dintre oamenii cei mai de bază ai noștri. Asta ca să știți, dacă vreodată vreți să faceți un proiect, Fares este omul vostru. Și noi am vrut să aducem un pic de profesionalism în spațiu cripto și un pic de etică. Din cauza asta ne-am arătat fața mereu, am făcut o entitate legală și am fost mereu complet transparenți cu ceea ce facem, pe cât s-a putut. Adică în anumite circunstanțe noi nu dezvăluiam anumite lucruri, nu pentru că nu vroiam să facem asta sau că vrem să o ținem secret față de public pentru anumite motive nefaste, ci pentru că vroiam să îl anunțăm în momentul în care ar fi avut cel mai mare impact pentru beneficiul proiectului. Motivul pentru care sunt atât de implicat și interesat ca acest proiect să aibă succes este pentru că eu sunt principalul sponsor al acestuia. Eu am investit cele mai multe fonduri în el până în momentul de față, pentru că am început în urmă cu aproape un an. Deci noi în iunie anul trecut am început ca o idee. Deci nu am început lucrul la el instant, dar îmi amintesc că la sfârșitul lui iulie deja am început să punem bazele anul trecut acestui proiect. Și pentru că era atât de ambițios și urmăream să facem niște lucruri atât de avansate, am hotărât să-l spargem în două bucăți ca să putem să le facem față.
și să putem să avem expunerea și marketingul necesar să ajungem unde ne dorim. Și din cauza asta am venit cu aplicația VMate, cea din stadiul 1, care este un fel de trading view pentru niște NFT-uri din marketplace-ul Veve. Marketplace-ul Veve este cel mai mare marketplace din lume pentru colectibile premium licențiate. Asta ce înseamnă? Andrei, o secundă, colăm pe repede înainte și aș vrea să trecem un pic etapizat așa în, eu știu că am mai ascultat și alte voice-uri, este clar, fiecare CEO sau membru unui proiect este extrem de entuziasmat de ceea ce face, a pus suflet în tot ceea ce a muncit, s-au pus bani, așa cum specifica și Andrei, de către mulți din cei care realizează proiecte și este clar că oamenii își văd puiul lor crescând și sunt extrem de entuziasmați. Aș vrea să o luăm, ușor, să o luăm așa pe rând, pentru că vreau să am zis la început, aș vrea să știu cu cine mai ești astăzi în Voice, în primul rând, din echipă, pe lângă Fares. Mai avem și alte persoane? Mai sunt și alte persoane în voice call, dar doar Fares va participa. Am înțeles. Ok, perfect. Bun. Acum, hai să te selelăm un pic pe rând. Andrei, din câte știu, tu locuiești în România, corect? Corect. Bun. Business-ul pe care sau business-urile pe care le ai în momentul de față, ele sunt funcționale, merg bine. Câți angajați sunt pe business-urile tradiționale? Pe cea de marketing suntem la 70 și ceva de angajați și pe IT sunt același număr care se ocupă și de proiect, 32 de angajați plus 15 subcontractori care se schimbă destul de des, cum ar veni. Corect, este normal. Da, este firesc, așa funcționează. Și acum, ca să o luăm în ordine cronologică. Acum, din viața personală, Andrei, eu știu, ești căsătorit, ai parcă și un copil, dacă bine țin minte? Da. Da, să-ți trăiască și ție și membrilor comunității. Așa. Andrei, spune-ne un pic de unde a plecat ideea asta de VMate. Înțeleg că are legătură cu ceea ce faceți voi, adică de acolo v-a venit ideea. De unde a plecat proiectul ăsta? Inițial ne-am gândit, am fost pasionați de Veve, de ceea ce fac ei, de faptul că oferă acele colectibile premium licențiate și că lucrează cu companii mari cum ar fi Disney. Din Disney fac parte Marvel și diferite alte companii mai mici. Bine, sunt cunoscute. Marvel nu se poate spune că e mică, dar a fost achiziționată de Disney. DC, Kellogg's, Coca-Cola, de exemplu, lucrează cu ei și au tot felul de colectibile și mie mi-a plăcut foarte mult ideea pe care au avut-o, pentru că sunt același gen de colectibile pe care le vedeam noi pe History Channel la Așia Manetului, dacă știți emisiunea. Da, foarte mișto emisiunea. Avem și noi, scuză-mă că te întrerup, avem și noi pe aici printre noi, mai ales membrii echipei, avem un membru care este as în VV și cu siguranță poate să ne spună multe despre ele. Te rog, Andrei, continuă. Foarte mișto emisiunea Așa a Manetului, dacă nu pe History Channel, dacă nu v-ați uitat niciodată, cred că e foarte frumos să o vedeți. Te rog, Andrei. Da, și din cauza că am fost pasionat și pentru că mi-a plăcut VV, m-am uitat la ei și mi s-a părut că aveau anumite lucruri care ar fi putut fi îmbunătățite în aplicație. Puteau să fie făcute un pic mai bine pentru a ajuta userul să facă trading mai eficient. Și așa am venit cu ideea unui fel de trading view pentru NFT-urile astea, pentru că este o piață extraordinar de mare. În momentul de față am impresia că VV are mai mulți useri activi, mă refer activ, nu totali, decât OpenSea. OpenSea fiind cel mai mare marketplace de NFT-uri deschis și au 90% din piață. Bine, asta e și din cauza bear marketului. Clar, când o să-și revină, nu o să mai fie cazul, dar în momentul de față sunt mult mai activ pentru că e o comunitate mai implicată.
Și ce ne-am gândit noi să facem a fost să facem, să ușurăm treaba oamenilor, să poată să putem să le dăm niște unelte de productivitate, că, pentru că în momentul de față ei trebuie să stea să dea scroll în aplicație pentru foarte mult timp ca să poată să găsească NFT-urile alea la prețurile pe care le vor sau să le găsească un număr de mintare, pentru că fiecare NFT are un număr de serie, cum ar veni, un mint number. Ele sunt create în serie și cu cât e mai mic acel număr, cu atât e mai valoros, sau pot să fie anumite numere, anumite aranjamente de numere sau o dată de naștere a cuiva și să vrea să le colecteze, și atunci colecția e mai valoroasă dacă are toate din același mint number, din același număr de serie, dacă le are pe toate la fel. Și ei în momentul de față au dificultăți foarte mari să poată găsi aceste deal-uri și să le cumpere în felul ăsta. Iar aplicația noastră le face viața mai ușoară, pentru că tot ce trebuie să facă este să-și seteze o alarmă pe colectibilul respectiv și când acesta devine disponibil pe piață, la vânzare, ei să primească acea alarmă pe telefon și pot să intre. Și asta e doar una dintre ele. Adică alarma e doar un aspect. Mai arată și valoarea totală a portofoliului. Săptămâna aceasta o să eliberăm două funcționalități foarte mari. Am înțeles că până la sfârșitul săptămânii viitoare vor fi gata, care vor permite să se facă mai multe în aplicație, mai multe aspecte, să se adauge mai multiple colectibile de la același tip, să se bage prețul la care au fost achiziționate ca să se țină cont de acel lucru. Deci, inițial, ideea a plecat de la a crea mult mai multă ușurință pentru utilizatori și asta cred că am reușit noi să facem în momentul de față, să facem pentru ei mult mai ușor și să le creștem eficiența cu destul de multe procente. Adică am calculat noi în medie, ăsta nu e un calcul precis, era de doar o estimare, că ar salva undeva la 2 ore pe zi unui trader serios și pasionat de VV din scroll time aplicația noastră. Deci o să crească eficiența destul de semnificativ pentru ei. Și de acolo a plecat ideea. Iar de acolo s-a transformat în cea din etapa a doua, unde tot așa are de-a face cu simplificarea pieței de NFT-uri și deschiderea acestei piețe de NFT-uri de 2-3 milioane de oameni pe blockchain-urile cele mai mari pe piața deschisă, deschiderea a 300 de milioane de crypto trader către piața NFT fără ca ei să fie nevoiți să învețe ceva. Și așa a evoluat ușor ușor și am rafinat ideea și am optimizat-o și am ajuns să creăm aceste unelte prin care ușurăm viața tuturor, și ceea ce face parte din expertiza companiei mele și a mea. Pentru că am făcut asta în decursul anurilor de câteva zeci de ori cu diferite platforme care sunt folosite și în ziua de astăzi, majoritatea de clienții noștri, și sunt folosite cu succes. Andrei, spune-mi, te rog frumos, legat de, spuneai tu că prin VMate cumva deschideți piața către traderii care... Noi știm deja, fiind în piața cripto, știm deja că există câteva tipologii, să spun așa. Există oamenii care intră în cripto, care fac achiziții pe spot, care cumpără după diferite criterii pe care și le selectează ei la momentul respectiv. Există piața de traderi care nu sunt neapărat interesați de analizele fundamentale, deși se face și analiză fundamentală, bineînțeles, în momentul de către trader, dar ei se bazează mult mai mult pe partea de analiză tehnică. Și cum v-ați gândit să-i duceți? Pentru că tu spuneai mai devreme că vreți să duceți acele persoane care nu sunt neapărat care sunt trader, să zic, și vehiculai niște cifre legate de aspectul ăsta. Cum se va face efectiv trecerea acestor traderi către platforma voastră? Cum veți reuși să-i duceți acolo? Felul în care ne-am gândit să facem acest lucru a fost prin a le da ceva familiar, a le prezenta, a-i pune într-o situație cu care ei sunt obișnuiți. Adică charturi de volum, a vedea volumul că se face trading,
și a putea avea volatilitatea aia și fluctuațiile alea cu care sunt obișnuiți pentru a putea face o analiză pe chart. Adică în situația aceasta, userii crypto nu ar trebui să învețe nimic. De ce? Pentru că ei ar putea să intre și să facă trading cu NFT-uri care sunt fracționalizate și tokenizate. Dar nu mă refer la fracții din alea mici sau așa, mă refer la niște fracții semnificative care vor permite tradingul de volum. Și pentru că trebuie găsită o formulă destul de eficientă pentru acest lucru, pentru ca acest lucru să aibă succes, noi credem că am găsit formula respectivă. Și dacă îmi permiți, eu o să pot să împart, o să spun un studiu de caz celor din comunitate ca să pot să exemplific acest lucru. Sigur că da, sigur că da. Pune ce este nevoie. Rog colegii mei care sunt în chat, în cazul, pentru că la Jonas, dacă se poate să-i acorzi permisiunea lui Andrei să pună link-uri sau să pună ce are nevoie. Și vă rog în același timp să puneți link-urile, proiectului, link-urile site-ului. Am văzut că a pus colegul meu Exalare mai devreme un link acolo în care puteți să intrați pe toate platformele și vă recomand să intrați pe toate canalele sociale ale proiectului, în cazul în care vreți să aflați mai multe informații. Jonas, dacă mă auzi, te rog, ești Jonas? Da, ești. Te rog, acordă-i ție, Andrei, sau preferi cuiva din echipă ca tu să rămâi focusat pe voice? Am primit deja și deja am făcut share link-urile. Mulțumesc. Ok, perfect. Bun. Andrei, poate sunt eu mai greu de cap un pic. Te rog frumos, mai lămurește-mă o dată dacă există vreun tool direct. Adică am înțeles, prin partea asta de traderi, să zicem, piața asta mare de traderi, ceea ce le oferiți voi, le oferiți tool-urile, le oferiți graficele, volumele, adică chestiile cu care ei deja sunt obișnuiți și cumva să-i duceți în partea asta de NFT-uri. Există vreo sau cum se face treaba asta? Pur și simplu ei accesează, pot accesa piața asta de NFT-uri direct de pe platformă și le apar toate proiectele, le apar toate graficele sau cum se întâmplă efectiv, dacă ai putea să ne spui pas cu pas? Cum să nu? Eu nu vreau să devin prea tehnic, exact asta încerc să evit, pentru că am fost certat de multe ori zilele astea că asta fac. Păi nu ne spune tehnic, spune-ne pe limba tuturor. O să fie patru module în total în această platformă. O să fie unul de informare, adică cum este CoinMarketCap. O să fie unul de analiză gen TradingView. O să fie un market care este un market tradițional crypto / exchange. Un market tradițional NFT / exchange de volum crypto NFT hibrid, și o să aibă un asistent educațional care va îndruma membrii și poate să înceapă de la cel mai mic nivel și să ajute oamenii să învețe, adică care n-au mai intrat niciodată în crypto, și poate să se ducă la lucruri mai avansate și să învețe cum să se facă analiză, cum să se facă diferite lucruri. Bine, bineînțeles că astea sunt toate obiective, adică nu o să spună acel asistent ce să cumperi sau în ce să investești, doar îți va da uneltele necesare ca să poți să iei o decizie informată cu privire la acest lucru și îți va da indicații la ce să te uiți mai exact. Exact ceea ce facem noi în comunitatea Mr. Crypto, doar că voi ați făcut-o tehnic. Da. Mare așa. Andrei, spune-mi, te rog, o chestie. Tu mi-ai spus că în principiu platforma face legătura către VMate. Acum, bănuiesc că tot proiectul și VMate și aceste tool-uri pe care tu le-ai specificat, și mă bucur că ai putut să vorbești non-tehnic și să faci comparațiile cu CoinMarketCap, cu CoinGecko, cu TradingView, pentru că așa lumea înțelege mult mai ușor. Deci trecute și făcând comparațiile cu astfel de site-uri pe care lumea deja le cunoaște, cred că este mult mai ușor de înțeles. Revenind la întrebarea mea inițială,
Voi ați zis, ideea a plecat de la o construi legat de veve. Ce facem, și mă gândesc că aveți luat în considerare, pentru că, ok, eu poate nu sunt un consumator de veve, dar sunt un consumator de NFT-uri, de piață NFT. Cu ce mă poate ajuta proiectul VMate în condițiile în care eu nu activez pe VV, dar vreau totuși să achiziționez NFT-uri? Foarte bună întrebare. Pe scurt, sunt două etape separate, vor fi două platforme separate. Platforma, aplicația din stadiul întâi este strict cu VV, este deja creată și există pe Play Store și pe App Store. Avem deja 8.000 de utilizatori VV în ea. Este făcută strict pentru piața aceea și este menită să susțină ecosistemul și să poată să creeze stabilitate proiectului prin faptul că acești utilizatori VV vor avea nevoie de aplicație pentru aceste unelte. Și ca să poată să rețină acces în această aplicație după ce ne vom lansa, vor trebui să dețină ori $100 în token VMate la punctul de validare sau $200 în token OMI ca parte din parteneriatul nostru cu Ecomi, compania mamă VV, la punctul de validare. Și de ce spun punctul de validare? Pentru că, după cum știți foarte bine, cripto fluctuează în valoare. Iar noi vom lua valoarea pe care o aveau atunci când au validat wallet-ul. Și atâta timp cât nu vând din tokenii aceia, ei vor avea mereu acces, orice valoare va avea acea cantitate de token, acea sumă de token. Și asta, aplicația din stadiul întâi, nu este menită pentru orice utilizator, ci doar pentru cei VV. Dar cea din stadiul 2 va fi complet diferită și separată de VV și aceea va fi unde vor putea userii crypto să intre și să facă trading-ul ăla de volum. Și o să vă explic mai multe despre asta și cum funcționează mai exact, pentru că nu este foarte greu de înțeles, e foarte simplu și cred eu că o să vă placă, pentru că e destul de... E structurată în așa fel încât să poată să creeze valoare în orice proiect care se face în felul acesta. Înțeles. Deci, acum partea pentru mine cel puțin, dar o să mă corectez tu, te rog, dacă greșesc, ca să înțeleagă și lumea. Voi, având acest parteneriat cu VV, și știi foarte clar că noi am discutat, eu așteptam să văd acest parteneriat cu VV pentru cei care doresc să verifice dacă cumva au îndoieli, pot să intre să verifice pe proiect pe Twitter-ul celor de la VV, să vadă că s-a dat retweet, că se discută, că au discutat despre VV. Deci, ca idee, tool-ul vostru vă permite accesul la datele lor și în acest fel voi reușiți să furnizați acele tool-uri necesare pentru ceea ce spuneai tu. Corect? Am dreptate până aici? Ca să clarific, noi avem două înțelegeri cu VV. Avem un contract pentru API, adică luăm informațiile direct din serverul lor către aplicația noastră. Așa a început colaborarea noastră și ulterior, pentru că probabil le-a plăcut de noi și de felul în care am abordat lucrurile și că am fost onești, deschiși, etici și competenți, au hotărât să facem și un parteneriat între comunitățile noastre prin care să putem să oferim acest lucru. Și de acolo, adică sunt două înțelegeri în total. Una este direct cu VV pentru API și a doua este cu compania mamă VV Ecomi pentru accesul în aplicație. Legat de celelalte, de faza a doua a proiectului și cea pe care o menționam mai devreme, în cazul în care nu sunt un utilizator pentru piața AVL, ca să spun, deși este o piață, câte milioane are? O piață nu mai are milioane acum datorită bear market-ului și ei au introdus niște anumite măsuri ca să reducă nivelul de abuz în aplicație. Acum este undeva pe la 700.000 de useri activi. Dar cu siguranță, având în vedere că suntem în apogeul bear market-ului,
cu siguranță în bull market iarăși va crește numărul acela, pentru că ei construiesc niște lucruri extraordinare în continuare. În vedere că aproape toată piața și aproape sau marea majoritate a proiectelor sunt scăzute deja cu 90%, interesul cripto a scăzut destul de mult. N-am niște cifre în față neapărat să spun acum, dar eu reușesc să-mi dau seama cum, având o comunitate și având un canal de YouTube și îmi dau seama de trafic în momentul când crește sau scade. Adică eu aș spune cel puțin 5x de aici numărul de utilizatori față de cât sunt în momentul de față. Și aici cred că sunt destul de temperat când spun 5x legat de numărul de utilizatori VV în momentul în care revenim în bull market. Pentru că, dragii mei, credeți-mă, nu se pune întrebarea dacă revenim în bull market, întrebarea se pune când revenim în bull market. Revenind la întrebarea inițială, când ne raportăm la cealaltă piață, piața secundară, n-aș spune neapărat piața secundară, faza a doua a proiectului, hai să-i spunem așa, ce platforme aveți în calcul și mă gândesc că algoritmul va funcționa oarecum pe aceleași criterii, adică vă folosiți de API-ul lor? Da, vom prelua date din prin API de la mai multe platforme și vom lucra cu diferite blockchain-uri. Adică noi vrem inițial să integrăm cele mai mari blockchain-uri care sunt pe NFT, deci clar ETH, și de acolo vrem să continuăm să dezvoltăm mai mult ecosistemul prin care să aducem toate lucrurile astea. Dar dacă îmi permiți, vreau să mai menționez un pic ce beneficiu ar putea să aducă aplicația din stadiul întâi și ce utilitate are aceasta pentru proiect și pentru tokenomics, dacă se poate. Sigur, te rog. Deci, felul în care a fost gândit a fost să ofere un sprijin și o susținere ca un fel de zonă tampon pentru proiect. De ce? Pentru că acești mii de utilizatori, și noi sperăm să fie 10.000 în curând, și avem și un plan ca să facem asta să se întâmple, să cumpere tokenul nostru, clar nu o să-l cumpere toți, dar o să zicem că o să-l cumpere toți acum, imediat după listare, ca să fie mai ușor cu calculele, dacă nu vă supărați. Sunt 8.000 în momentul de față și creștem cu 1.000 pe săptămână de când a făcut Ecomi anunțul, aproximativ 1.000. Și urmează să împingem acel număr mai sus prin niște utilități foarte, foarte, foarte bune pentru utilizatorii VV, printre care și importarea automată a portofoliului pe care l-au. Ei vor cumpăra tokenul VMate, iar ei nu-l vor cumpăra pentru valoarea de trading pe care îl are sau pentru ce valoare va atinge tokenul eventual. Ei îl vor cumpăra pentru utilitatea pe care îl aduce instant. Deci noi o să avem o utilitate a tokenului nostru adevărată într-o aplicație care există deja și a fost dezvoltată de noi și lansată încă din aprilie anul acesta. Și vor avea nevoie să țină acel token în wallet-ul lor pentru a putea avea acces la astea. Deci dacă sunt 8.000 de oameni care vor să aibă acces și toți cumpără tokenul VMate, asta înseamnă 8.000 de oameni ori $100. Ce înseamnă asta și de ce vorbesc despre sume? Este ca să vă pot pune în perspectivă ce impact ar putea avea asupra stabilității proiectului, pe care asta fiind lucrul principal pe care îl căutăm noi, să ne permită să creăm pentru stadiul 2 ecosistemul pe care îl dorim. Și asta ar însemna, noi avem de gând acum să punem în lichiditate undeva la 1800 de BNB. Ar veni pe la 480 de mii. Da, pe acolo. Și atunci ar veni încă 800 de mii peste lichiditate. Și ăștia ar fi oameni care nu ar face trade cu tokenul respectiv, doar l-ar ține în wallet acolo și nici nu trebuie să facă stake sau ceva, îl țin la liber. Adică userii VV sunt liberi să vândă tokenul atunci când aplicația nu va mai fi relevantă pentru noi. Pentru ei, pardon. Dar noi o să ne asigurăm mereu că e relevantă. Avem o echipă competentă și capabilă și este destul de mare să ne asigurăm că lucrează destul de repede să facă update-urile astea necesare pentru utilizatori, să-i ținem fericiți și să rămânem mereu relevanți pentru ei.
Iar asta este ceea ce va aduce instant aproape după listare ca beneficiu faptul că noi avem o aplicație în stadiul întâi deja creată, pentru că deja avem userii ei acolo și deja ei vor vrea să rețină acces pentru toate uneltele alea pe care noi le avem. Și pe lângă asta noi începem și marketingul mult mai agresiv în comunitatea VV după ce ne listăm, ca să începem să creștem de la 1000 pe săptămână. Noi am vrea să ajungem la 2500 pe săptămână achiziția de user noi. Și asta o vom face prin uneltele pe care le eliberăm, plus parteneriate cu diferiți influenceri din piața VV. Noi avem deja câteva, dar nu le-am dat drumul tuturor, pentru că vrem să aibă mai multe utilitate aplicația înainte să începem acest lucru. Și de asta o să o facem imediat de săptămâna, la sfârșitul săptămânii astea sau săptămâna viitoare, acest lucru. Perfect. Revenind la întrebarea inițială, am înțeles că se vor lua în calcul, clar, bănesc că se ia în calcul Ethereum, pentru că de departe piața de NFT Ethereum este cea mai mare, vine foarte tare din urmă Solana. Și aveți în plan, mă gândesc că, adică menționai tu mai devreme că aveți în plan să prindeți toate chain-urile care contează în piața asta de NFT, care se dezvoltă pe zi ce trece, bănuiesc. Cu siguranță, da, deci Solana cu siguranță va fi parte din ecosistemul nostru și va fi integrată în ceea ce facem. Este una dintre cele principale, deci era, nici nu ne gândeam să o lăsăm la o parte de la început. Bun, asta înseamnă că vom avea, în principiu, API-urile vor veni, bănuiesc, de pe OpenSea în primul și în primul rând, și după care de pe celelalte marketplace-uri ale celorlalte chain-uri, corect? Corect, vor veni de acolo și vor veni și din alte baze de date informaționale care acumulează aceste informații. Iar felul în care ne vom diferenția va fi felul în care le interpretăm, pentru că o să existe niște indici speciale acolo și faptul că există acea interfață educațională care va ajuta oamenii să învețe despre NFT-uri dacă sunt fani, dacă sunt utilizatori cripto și vor să învețe despre asta când fac tradingul ăla de volum de care spuneam mai devreme, pot să intre în el. Dacă nu vor, nu trebuie să o facă niciodată, dar felul în care am gândit noi lucrurile este că atâta timp cât au fost băgați cu ușurință în piață și au intrat atât de ușor, n-au avut toate barierele alea care există în momentul de față, atunci ei vor avea o predispoziție să vrea să învețe, pentru că le va stârni interesul faptul că au făcut tradingul ăla fracționar cu tokeni, care e 100% la fel, bine, poate 95% la fel ca cel de pe orice exchange care există, și atunci lor li se va trezi apetitul să învețe despre NFT-uri ca să poată fi și mai eficienți în tradingul ăsta pe care îl fac. Andrei, după cum probabil bine știi, piața din România este o piață care este extrem de prezentă în ecosistemul Elrond. Elrond este un proiect internațional, dar este la bază un proiect românesc, cunoscut deja în întreaga lume și un proiect de succes. Spune-mi, te rog, dacă aveți în plan să luați în calcul și piața de NFT-uri de pe Elrond. Cu siguranță, nici nu ne gândeam să îi lăsăm la o parte, că într-adevăr sunt un proiect mare și sunt un proiect de succes și am vrea să îi adăugăm pe platforma noastră și în viitor, dacă lucrurile vor decurge bine, să putem să avem un parteneriat și cu ei, la fel cum avem și cu VV, pe lângă toate celelalte platforme. Pentru că noi nu vrem neapărat să facem competiție cu o piață cripto sau o piață NFT, pentru că noi vom fi în efect o piață nouă, neexplorată, hibrid cripto-NFT. Deci o să încercăm să nu ne băgăm pe teritoriul nimănui, dacă are sens. Cât de mult putem, dar cu siguranță probabil o să afecteze puțin market share-ul OpenSea, de exemplu, eventual, dacă o să aibă tracțiunea pe care noi ne-am propus-o, pe care noi știm că o să o aibă, dar prefer să fiu rezervat când prezint acest lucru. Și
La fel și cu Elrond, cu siguranță am vrea să îi avem ca parte din ecosistemul nostru. Eu nu sunt o persoană extrem de tehnică, am spus-o și eu repet ori de câte ori am ocazia, pentru ca lumea să înțeleagă în cazul în care fac anumite greșeli în direcția asta, să-mi accepte scuzele deja din avans. Spune-mi, te rog, în cazul în care, ok, presupunem că voi doriți să prindeți în aplicație, că ne refeream acum la Elrond, dar să zicem că nu aveți deschiderea din partea celor de la Elrond legat de aspectul ăsta să vă susțină într-un fel sau altul. Acum, când discutăm de cripto, marea majoritate dintre noi sau la bază, cripto a plecat de la ideea descentralizării. Tot ceea ce se întâmplă pe blockchain este extrem de transparent, putem avea acces la informații, atât eu cât și tu sau oricine altcineva. Pur și simplu, dacă știm cât de cât să urmărim un Etherscan, un BSC scan și să interpretăm anumite date. Deci, în cazul în care, presupunând că discutam acum de Elrond, la fel de bine putem discuta și despre OpenSea sau orice altă platformă de acest gen, nu există deschidere din partea lor, voi totuși puteți să luați aceste informații? Eu bănuiesc că da. Cu siguranță. Noi asta am făcut, de fapt așa am început noi cu VV să lucrăm. Noi ce am făcut la început? Ne-am dus și am preluat informațiile dintr-o aplicație care este Fort Knox-ul al securității aplicațiilor. VV este atât de extrem de securizată, ca să vă faceți o idee, au sute de milioane valoare în aplicația lor și trebuie să aibă grijă să fie extrem, extrem de securizată. Iar din punct de vedere tehnic vă pot spune că eu, în experiența mea de până acum, nu am avut de-a face cu o aplicație mobilă mai securizată ca asta. Din cauza asta este și așa greoaie și ei nu pot avea toate uneltele astea pe care noi le-am introdus. Și ce înseamnă asta e că noi am venit inițial, am petrecut câteva luni de zile ca să găsim o metodă să preluăm datele din VV fără să avem un API de la ei, fără să încălcăm legea și fără să încălcăm nici măcar termenii și condițiile lor. O să vă spun că a fost extrem de dificil să facem asta, au necesitat foarte multe resurse și toate trebuiau să meargă foarte bine în același timp. A fost un joc de echilibristică să putem să facem asta și am reușit într-un final. Și ne-am dus la ei după aia ca să putem să procedăm în bună credință și le-am spus: uitați care e situația, asta este, asta vrem să facem, ați vrea să lucrați cu noi? Și atunci ei probabil au fost plăcut impresionați de faptul că am fost deschiși, de faptul că am avut competența să realizăm ce am realizat și de felul în care i-am abordat probabil. Datorită lucrurilor astea am ajuns să lucrăm împreună. Așa și cu Elrond, am putea să facem lucrurile astea și fără ca ei să fie, dar eu suspectez că au un API open source undeva și au niște endpoints la care noi, ca să nu devin prea tehnic, eu cred că ne putem lega la, fiind un proiect atât de mare, este imposibil să nu aibă și eu cred că este deschis acel acces la datele respective. Deci cred că și poate dacă ei nu or să vrea, noi tot o să avem acces pentru că am impresia că este public accesul respectiv. Nu am făcut încă cercetarea, că n-am ajuns la etapa aceea, ca să vedem dacă asta este, că Elrond o să fie integrat undeva mai încolo, nu o să fie printre primele pe care le băgăm, dar la lansare avem de gând să fie și el, și Elrond, cum ar veni. Dar da, asta e concluzia. Eu cred că tot se pot obține acele date, chiar dacă ei nu vor, pentru că au un API, iar dacă nu, există posibilități și măsuri să facem asta. Perfect. Bun. Cred că în linii mari noi vom mai discuta pe parcurs și dacă va fi cazul și vom reveni și cu siguranță tu vei reveni legat de aplicație și de ceea ce face aplicația. Aș vrea să trecem un pic pe partea de tokenomics. Spune-mi, te rog frumos, câți token sunt în total și cum sunt împărțiți? Avem 150 de milioane de tokens în total. Avem 10% au fost vânduți în private sale, 35% vor fi vânduți în pre-sale.
8% se duc la echipă. Dacă îmi permiteți, aș putea să ori să fac un screen share sau să cred că un screen share ar fi cel mai rapid. Nu ți este mai comod, Andrei, sigur. Da. Și atunci pot să explic direct pe el să poată fi văzut așa. Poate fi vizualizat și de cei din comunitate. E mai da. Simplu. Și e și văzut și explicat, este mult mai simplu. Da, super, perfect. Da. Deci aici o să vedeți pe Tokenomics, sunt 150, BEP 20, 35% pre-sale, 20% sunt token liquidity și listing fees, adică pentru listarea pe DEX, ca să adăugăm token liquidity. Parte din lichiditate va veni și de aici. Private sale 10%, marketing 10%. Eu lucrând în marketing și având o afacere știu cât de scump poate fi și în cripto este mult mai mult când vine vorba de marketing. 8% la echipă care sunt blocați un an de zile, iar după un an ei vor fi reblocați pentru 6 luni, adică de fiecare dată vor fi reblocați pentru încă 6 luni dacă nu sunt folosiți pentru tot în cadrul dezvoltării proiectului. Asta este singura decizie, dar vroiam să avem libertatea să hotărâm puțin direcția în care să se ducă acești tokeni. 9,5% rezervă pentru checks listing, pentru că noi nu vrem să ne listăm doar pe un singur checks și ca să nu fim nevoiți să facem buyback tokenilor, adică să folosim din banii proiectului pentru a cumpăra tokenii la un preț mai umflat, am decis să facem asta, să punem asta deoparte, fiindcă avem deja un contract cu un checks de tier 1 pentru listare la câteva zile după ce ne vom lista pe DEX. Și ulterior aceluia avem alte contracte cu tieruri, cu checks-uri tier 2 și pot să vă și dau câteva nume, sunt MEXC, Huobi, OKX, Elbank și tieruri de genul. Vrem să ne listăm și pe ele și ca să nu fie nevoit să nu fim nevoiți să folosim fonduri din proiect pentru a face buyback tokenilor, această rezervă se va duce către acele listări. 7,5% vor fi staking partnership, referrals and airdrops. O porțiune din acești 7,5% au fost folosiți în private sale pentru referrals și staking, iar o porțiune din ei sunt folosiți pentru VV, pentru parteneriat. Pentru că noi avem parteneriatul cu Ecomi, pardon, compania mamă VV, în cadrul căruia cei care țin tokenii OMI, tokenul OMI este cel al ecosistemului Ecomi, pentru cei ce nu știu, cei care țin acești tokeni un an de zile neîntrerupt în portofelul lor, la sfârșitul acelui an pot să schimbe acei $200 în OMI tokeni în $200 în VMATE tokeni. Și asta face parte din parteneriatul nostru și am pus 3% din acesta la o parte. Acum, o să vă întrebați probabil cum sunt blocați acești tokeni ca să nu avem noi acces la ei sau ca să nu existe posibilitatea de abuzuri. Ea oricum este scăzută pentru că noi suntem doxed, suntem KYC, suntem entitate legală și avem toate aceste măsuri, dar am mers și mai departe cu aceste lucruri. Ne-am și blocat accesul la ele pe o anumită perioadă și o să vedeți, dacă deschideți auditul Certic pe care noi l-am trecut cu brio, am rezolvat aproape toate problemele, iar cele singurele două pe care nu le-am putut rezolva pentru că aveam nevoie de acele funcții ca să putem să automatizăm și să nu facem airdrop manual în private sale, le-am mitigat complet, adică am făcut toate măsurile posibile. Avem time lock la contract, avem multisig pentru contract, pentru securitate cât mai crescută pentru aceste lucruri. Deci asta ar fi și acolo o să găsiți cum au fost blocați acești token din marketing, din echipă, rezerva cea mai rămas și cea mai rămas de aici. Aceștia deja sunt cu launchpad-ul, sunt pentru că a fost Andrei. Andrei, mă auzi? Salut. Da, spune, te rog. Da, vă salut. Eu sunt Fares și vreau să intervin puțin aici pe partea asta. Eu am pus acum contractul în chat la Mr. Crypto și cei care vor pot să verifice adresa contractului și acolo se va vedea toată, să spun așa, tot supply-ul nostru este blocat în contracte. Nu este niciunul nu este liber, niciun token nu este liber de contract. Deci noi avem toți tokenii blocați în launchpad-uri și așa mai departe.
În plus, față de auditul de la Certic, aș mai fi adăugat, avem acel VETED de la DefiScript, care este foarte important și acela. Da, adică ne-au verificat nivelul de risc și au găsit că 27 de puncte pe care le verifică ei în mod normal sunt extrem de minuțioși, s-au uitat la foarte multe lucruri. O să se găsească în acel link pe care l-am pus eu acolo, o să vedeți, de la DeFi Skeptic, e VETED. Știu că am primit 92%, iar 27 erau no risk și erau doar două low risk, dar nu mai știu care erau alea două, dar vă puteți să găsiți acolo în acel raport. Acum, avem toate lucrurile astea din punctul meu de vedere care ar putea să demonstreze faptul că noi nu numai că lucrăm cu bună credință, dar suntem și competenți în ceea ce facem, pentru că am reușit aceste parteneriate, contracte și am reușit această listare pe checksul de tier 1. Acum mă duce cu gândul la ce a spus Fares, cred că ar fi trebuit să le arătăm wallet-ul principal, acela multisig, nu, pentru a vedea tranzacțiile făcute din el, că și astea sunt importante. Mă întreb eu, că în el se vor vedea tranzacțiile și unde au fost trimiși tokenii și cum au fost blocați. O chestie foarte, foarte importantă, faptul că există transparență, că există transparență maximă și în general asta este unul din aspectele care contează mult la proiecte. Noi, comunitatea Mr. Crypto, suntem o comunitate axată pe, în primul rând pe educație și a doua noastră natură, ca să spun așa, este investiția în proiecte în fază de pre-sell, seed, buy job, buy job și așa mai departe. Ideea este că eu am încurajat de fiecare dată comunitatea să fie foarte atentă în momentul în care investește și să se uite să nu se evite proiectele anonime, se evite pe proiectele care nu sunt transparente și care, nu știu, nu au o măsură de certificare, cum aveți voi certificarea de la Certic, care, dacă bine țin eu minte și dacă bine sunt eu informat, Certic este cea mai recunoscută, să zic, autoritate în acest domeniu când vine vorba de certificarea proiectelor cripto. Da, Fares? Da, vreau să spun că sunt de acord cu tine cu ce ai spus și la începutul acestei discuții și ai spus că datorită blockchain-ului se poate vedea transparența. Deci noi când, în momentul în care verificăm o adresă de contract, da, putem vedea exact dacă acea adresă de contract sau acel token, acel proiect, da, vrea să facă ceva necurat, să-i spunem, da? Dar în momentul în care acel contract este auditat, mai ales de o firmă, cum ai spus și tu, de renume și a spune Certic, după părerea mea, și bănuiesc că mulți sunt de acord cu mine, este de top. Nu, sau am putea spune numărul 1, mai este că Kraken, dacă nu mă înșel, care tot la fel face audituri și este de renume, dar Certic, da, cu siguranță este locul 1 sau 2. În criteriul meu este locul 1, Certic, dar bineînțeles este loc de interpretare. Dar cum ai spus și tu, blockchain-ul este transparent și nu poți minți. Acolo nimeni nu poate măslui, să spun așa, informația. Asta este... Mulțumesc. La fel, eu am spus și am menționat exact Fares, cum ai zis tu. Eu și eu cred că Certic este cea mai bună, este cel mai bun în ceea ce face. Mai sunt și multe altele, dar totuși pentru mine este un plus. În momentul în care fac o analiză a unui proiect, pentru mine este un plus să văd că este auditat de către Certic. Bun, revenind la partea de tokenomics, în linii mari, cred că situația este destul de clară pentru cei care au văzut-o până acum. Afară spunea că putem să vedem în blockchain toate aceste informații, cât sunt, dacă tokenii sunt blocați, dacă într-adevăr, pentru oamenii noi intrați în cripto, chiar dacă aceste lucruri sunt transparente și pot fi văzute pe blockchain,
Din păcate, cred că peste 90% nu le înțeleg și nu știu cum să le verifice, nu știu cum să se uite. Dar pentru asta există aceste tipuri de AMA, pentru asta există comunitate cum este comunitatea Mr. Crypto, în care sunt alte persoane care poate sunt mai pricepute. Și cred că nu avem nicio scuză să mergem să investim în anumite proiecte înainte de a ne face acel due diligence pe care trebuie să-l facem când vine vorba de orice proiect și înainte de a ne scoate banii din buzunar, în cazul de față în cripto, din wallet. Înainte de a face asta, cred că mai bine punem două întrebări pe un grup, cum este Mr. Crypto, și cu siguranță vor exista câteva persoane care să vă poată dumiri legat de acele aspecte pe care nu le înțelegeți când vine vorba de blockchain. Andrei, spune-mi, te rog frumos, care a fost prima fază de vânzare, cum s-au desfășurat, câte faze de vânzare ați avut până acum, cum stați cu partea de adunare de fonduri? Mulțumesc. Da, deci noi am avut o singură fază de vânzare. Am avut un private sale în urmă cu câteva luni, în luna mai. A fost la o lună după ce ne-am lansat produsul deja, pentru că n-am vrut să cerem nimănui să investească în promisiune, am vrut să investească în ceva ce exista deja. Și pe lângă asta, noi am ținut acel private sale în special ca să avem validare, pentru că am și spus că asta este finanțat de mine, proiectul, și aș fi putut să-l finanțez eu până la sfârșit, dar nu știam dacă are sens să fac asta sau dacă mirosesc banii cu o idee care poate nu o să aibă tracțiune. Dar făcând acel private sale și având succesul pe care l-a avut atunci, a fost validarea de care am avut nevoie să ne arate că proiectul pe care vrem să-l facem este solid, este o idee bună și că o să aibă sens să-l ducem până la bun sfârșit. Am strâns $252,000 în acel private sale și acum avem pre-sale-ul nostru, este live. Se și vede pe ecran acolo sus că l-am împărțit în două bucăți. Unul este pe Gempatch și celălalt este pe Unicrypt. Ca să reiterez pentru cei care au intrat după ora 8, vreau să spun că aplicația din faza 1 va oferi va oferi o stabilitate și lichiditate, va tripla în principiu lichiditatea după, bine, poate nu tripla, dar dubla cu siguranță lichiditatea imediat după listare, pentru că vor trebui să își achiziționeze acel token ca să-și mențină accesul. Iar faptul că acel exchange de tier 1 cu care noi avem deja contractul semnat și am și plătit un avans către ei, ne vor lista, ei vor face anunțul pe data de 12 octombrie, că ne listăm cu ei. Ce aș menționa, Cristi te întreba dacă poți să-l spui. Vreau să menționez eu aici la partea cu exchange-ul de tier 1, că noi nu avem doar un simplu agreement de listare cu CEX-ul de tier 1, avem și un pachet full de marketing. De aceea ei încep pe 12 și se va termina ulterior cu listare. Deci noi avem un pachet full care include și marketing de la exchange-ul de tier 1. Și nu, Cristi, din păcate nu avem voie să anunțăm, să spunem noi numele acestuia. Da, avem un agreement cu ei, dar într-adevăr avem cel mai mare pachet de marketing de la ei și din cauza aceasta știm, adică pentru cei care sunt în cripto de mai multă vreme or să știe ce efect are asupra unui proiect și asupra tokenului în sine, valorii tokenului atunci când, valoarea percepută mă refer, atunci când se anunță un listing pe un exchange de tier 1. Și asta va face aplicația din faza 1 și Gate.io, adică va pune presiunea aia ca să ne creeze stabilitate și să creeze acel push de care avem nevoie să umplem pre-sale-ul și să avem creșterea aia imediat după listare. De ce spun acest lucru? Pentru că știu și suntem cu toții conștienți de
adevărul pieței. Chiar dacă noi ne-am dorit să avem investitori pe termen lung, cu siguranță asta, eu asta îmi doresc cel puțin și știu. Știu că acest lucru nu este posibil. Sunt oameni și sunt situații diferite. Unii vor să facă trade pe termen scurt și alții vor să facă trade pe termen lung. Iar felul în care am plănuit noi acest lucru este să îi beneficieze pe amândoi, amândouă tipurile de traderi în sensul ăsta. Pe cei pe termen scurt, lucrurile pe care le-am spus o să pună o presiune pozitivă pe asupra trendului în care se va duce tokenul, iar pe termen lung va fi datorită următoarelor lucruri pe care le voi spune. Anul trecut în platforma OpenSea de NFT-uri cu 500.000 de useri a generat venituri de 14 miliarde de dolari cu o taxă de tranzacție de 2,5%. Și asta doar cu 500.000 de utilizatori. Noi avem de gând să deschidem piața NFT către 300 de milioane de utilizatori și să avem o taxă de tranzacție pe marketplace de 2% plus o tranzacție de tokeni similară cum au DEX-urile de 0,15%, din care parte se vor duce la artistul NFT care a creat proiectul respectiv fracționalizat, NFT-ul sau NFT-urile fracționalizate, și o parte se va duce în afacerea noastră, că de asta am și spus că are un model tradițional, adică noi nu o să câștigăm niciun ban până în momentul în care acest model tradițional de creare de venit nu va fi introdus, iar generând atâtea fonduri, noi vom putea să oferim dividende userilor care țin pe termen lung tokenul nostru. Și dacă OpenSea a reușit cu 500.000 de utilizatori să genereze 14 miliarde de dolari profit, noi țintim să ajungem undeva pe la 6-7 milioane de utilizatori pe termen lung. Și dacă nu și mai mult în timp, cu siguranță, dar până acolo am plănuit în următorii 3-5 ani. Și vă puteți imagina ce am putea să facem cu ce venituri ar putea genera această platformă prin configurația asta. Și probabil o să înțelegeți mai multe când o să vă explic cum funcționează platforma din stadiul 2, dincolo de ceea ce v-am spus, că mai sunt câteva aspecte pe care nu le-am menționat, care vor crea destul de multă presiune asupra proiectelor lor și vor face oamenii să vrea să intre și să cumpere NFT-urile alea fracționalizate din mai multe motive decât există acum și în piața cripto și în piața NFT. Fares, chiar dacă ai încercat să fentezi, ca să spun așa, pentru cei care au fost suficienți de atenți, au mai aflat câteva informații care, sau cel puțin o informație care momentan nu era neapărat una publică. Andrei, spune-mi, te rog frumos, legat de, v-am întrebat de partea de vânzare, ca să spun așa. Am înțeles că a fost prima etapă de vânzare. Am înțeles că a fost mai mult o validare a proiectului din partea ta, deoarece până la momentul respectiv și poate și mai departe, ai spus că tu erai pregătit deja să susții proiectul. Nu știu dacă e secret sau nu este secret, ce înseamnă ca și investiție până în momentul de față în proiectul VMate? Pentru că eu am afacerea mea de IT care lucrează, nu aș putea să dau o cifră cu acuratețe, dar aș putea să estimez asta dacă e în regulă. Noi am ajuns în momentul de față, cu tot cu marketing și cu toate celelalte, bine, am folosit fondurile de marketing, am ajuns undeva pe la 550-600 de mii de dolari în momentul de față investiții. Nu știu dacă vă dau o cifră corectă 100%, pentru că v-am spus, folosesc foarte multe resurse de la compania mea de IT, pardon, de marketing, și noi mai avem și alte proiecte pe margine acolo. Și asta este ce estimez eu că a fost făcut, că nu am stat să iau fiecare persoană și cât timp a dedicat proiectului la mână, ca să văd cât exact s-au dus pentru VMate cu 100% certitudine. Da, bine, era doar o idee de ansamblu, nu cere nimeni, era doar o curiozitate și ca lumea să știe nivelul aproximativ al investiției în platformă. Spune-mi, te rog frumos,
în momentul de față, ce este funcțional din Vimei? Ce pot să fac eu dacă în momentul de față folosesc platforma? În momentul de față, cred că ar putea să ajute dacă am face screen share, o poate ne ajută Fares cu asta, dacă vrea el să... Dacă Fares, ai aplicația, bănuiesc că o ai instalată pe telefon. O am, dar nu sunt pe telefon, sunt pe laptop. Pot să mă mut imediat. Da, ideea era că să pot să continui eu să vorbesc, dacă poți tu, te rog. Stai o secundă. Bun, până când se pregătește Fares, ca să nu stăm cu timp morți, spune-ne, te rog frumos, Andrei, în ce fază a vânzării sunteți în momentul de față? Cum se poate participa? Care este prețul? Care este vestingul? Care a fost vestingul pentru prima fază de vânzare? Sau care este vestingul, nu care a fost? Care este vestingul pentru prima fază de vânzare? Care este în momentul de față? Prețul și vestingul. Da, deci în prima fază de vânzare a fost un program un pic mai complicat de vesting, tocmai pentru că am vizat investitori pe termen lung atunci, oameni care să creadă în proiect, care să ne poată ajuta, să ne ofere o platformă, să ajungem să cât mai departe cu marketingul. Iar atunci vestingul a fost 15% la listare, după aia câte 12,5% în fiecare lună timp de 6 luni. Iar în ultima lună, la sfârșitul ultimii luni, când spun luni, mă refer 30 de zile. Sunt toate 30 de zile, deci nu sunt luni întregi în fiecare caz. Și la sfârșit vor fi 10%, ultimii 10% eliberați. Iar la pre-sale este un pic diferit, motivul pentru care a trebuit să facem așa. Eu aș fi vrut să fie diferit puțin, dar suntem în bear market și trebuie să ținem cont de toate lucrurile astea dacă vrem să putem să atingem țintele pe care ni le-am propus. 40% la listare vor fi eliberați și după aia câte 20% la fiecare 30 de zile. Deci restul de 60% sunt eliberați în lunile ulterioare. Așa a fost gândit vestingul. Prețurile au fost în BUSD, l-am pus inițial în private sale, a fost 0,0168, iar în pre-sale este legat de valoarea BNB, pentru că așa funcționează launchpad-urile acestea, și DEX-ul, adică trebuie să fim pegged la BNB, și un BNB aduce 14.570 de token VMATE. Și astea ar fi prețurile momentan. Ceea ce la prețul actual, pe unde ar veni prețul tokenului? În mod normal trebuia să fie la 0,0185, dar pentru că a crescut un pic piața, este pe la 0,0195 chiar. Am văzut că fluctuează și clar o să se schimbe probabil numai așa, că asta m-am uitat mai devreme și acolo era parcă. Aș adăuga aici, Andrei, scuze-mă că te întrerup, aș adăuga faptul că noi acum am făcut din cauza prețului și din cauza fluctuației de preț, ca să putem să compensăm cumva comunitatea pentru această fluctuație a BNB-ului, cu toate că se va transpune la listare, va fi un preț mai mare la listare, noi am adăugat un 1% airdrop pentru fiecare achiziție. Bineînțeles, avem pentru achiziții mai mari un airdrop mai mare. Bun, acum întrebarea mea este următoarea. Faza asta a doua a vânzării, dacă bine am reținut bine din Tokenomics, Andrei, și corectează-mă dacă greșesc, este undeva 35% din supply? Da, este corect. Motivul pentru care am făcut asta este că noi o tratăm ca pe o afacere tradițională. Nu vroiam să avem, cum am văzut foarte multe, chiar zilele trecute vorbeam cu cu cineva care are experiență din 2008 în spațiu cripto și mi-a spus: ai grijă la hiperinflație, că o să vezi foarte multe proiecte care vând foarte puțin inițial și trebuie să te întrebi ce vor face cu acei tokeni. Atunci când vezi că o companie se listează la bursă, ei de obicei vând
un procent foarte mare, că așa devii companie listată public, când vinzi un procent mai mare de jumătate publicului. Și asta a fost și abordarea noastră. Noi nu vroiam să dăm un motiv că o să sufere hiperinflație după aia valoare. Că de multe ori vezi că există supply de 2, 3, 4% și se listează și după aia sunt eliberați mai mulți în circulare. Și atunci clar, cei care intră la pre-sale nu vor mai foarte greu sau peste ani de zile, mulți ani de zile în viitor, s-ar putea face sau dacă se ard foarte mulți din tokenul supply respectiv. Deci de multe ori suferă hiperinflație și din cauza asta noi am venit cu acest tokenomics, pentru care am fost și lăudați de foarte multe din grupurile pe care am fost și cu care am discutat comunități. Ne spuneau că da, că sună foarte bine pentru că le-am făcut într-un model de afaceri tradițional, în sensul ăla. Acum singura mea emoție legată de aspectul ăsta, acum eu recunosc și ți-am spus și ție când am discutat, singura mea emoție este 35% din total token și cu 40% eliberare la TGE, nu vă este frică că se va crea o presiune prea mare de vânzare? Am luat în calcul acel lucru și am luat anumite măsuri ca să împiedicăm faptul acesta. Unul la mână, în primul rând avem acea aplicație VMate din etapa 1 și ea va crea o presiune de cumpărare destul de mare care va întrece sau va fi egală cu lichiditatea cu care noi ne vom lista. Clar, or să existe oameni care vor vinde la listare, că întotdeauna există, știm că fluctuațiile alea la listare, dar noi vom avea o stabilitate pe termen lung datorită aplicației alea pe care am făcut-o, că vor cumpăra foarte mult tokenul și acesta va crește în valoare și va rămâne acolo, pentru simplu fapt că acești oameni care folosesc aplicația VMate și sunt user VV, ei nu vor tokenul pentru trading, ci îl vor pentru utilitatea pe care îl oferă acestora. Și pe lângă asta mai avem acele cex-uri pe care noi ne vom lista și știm cu toții ce efect are listarea pe un anumit cex, mai ales pe unul de tier 1 care este top 5. Asta cu top 5 depinde la ce clasamente te uiți, că sunt atât de multe că fiecare îți spune diferit. Știu că ne-am uitat azi dimineață sau ieri, Fares mi-a spus treaba asta și era în top 5. Da, pe CoinMarketCap, de exemplu, este în top 5. Era să spun acum și pe cel o chestie. Mă scuzați. Depinde unde te uiți și depinde și în funcție de ce. Adică clasificările sunt pe mai multe feluri. Dacă ne uităm pe volum, da, este din top 5. Dacă ne uităm, nu știu, după rating sau după, eu mai știu, număr de user sau ce mai este acolo, nu am verificat exact, dar după volum este pe locul 5. Ce contează este volumul? Adică în momentul în care faci o clasificare a unui exchange, este clar că te uiți după volum. Toată lumea știe că Binance este numărul 1, toată lumea știe că vine și Coinbase-ul, vine și FTX-ul, este Gate-ul, este KuCoin, până la urmă este important că este un cex cu notorietate, un cex care într-adevăr contează în piață. Acum, din experiența mea, ok, lumea trebuie să înțeleagă că în momentul în care decizi să achiziționezi un proiect, faptul că acela este listat pe un cex cunoscut este o chestie care contează mult și când vă faceți o analiză fundamentală. Trebuie să vă uitați unde este prezent tokenul respectiv, că dacă îl vedeți doar pe un DEX, acolo s-ar putea să nu fim atât de siguri că evoluția va fi neapărat una extraordinară. Pe de altă parte, dacă tokenul deja este pe câteva cex-uri cunoscute, înseamnă că deja s-au făcut mai multe analize de către cex-urile respective în momentul în care au decis să listeze tokenul respectiv. Este clar că nu listează un proiect care are alte gânduri în afară de cele de a performa mai departe. Asta nu ne garantează 100% că proiectul va și merge mai departe, dar este o garanție în plus. Bun, haideți să trecem mai departe și Fares, spune-mi, te rog, dacă ai reușit să te sincronizezi cumva de pe telefon încât Andrei să vadă sau
trece mai departe. Nu a reușit Fares, dar o să intru eu de pe telefon, o să intru pe în apel, dacă e în regulă, și o să vă dau eu un screen share să vedeți. Am reușit și eu între timp, Andrei, dacă vrei. A, bun, da, te rog, dacă poți tu, ar fi ideal. Da, imediat. Hai să vedem dacă reușim să și vedem ceea ce de Fares. Da. Ia, haideți să explicați-ne un pic despre ce e vorba aici. Bun. Eu nu pot să văd nimic, văd doar... Așa se vede la toată. Da, se vede aplicația, bine, se vede ce e pe aplicație, se vede Hi Fares 91, V-Mate cu Ecomi. Numai puțin, o să dau eu rejoin rapid, că la mine se vede un ecran negru și... Nu. Cel puțin la mine se vede. O să dau eu rejoin ca să pot să, probabil are o eroare Telegram, de când am făcut upgrade la premium am numai probleme cu el și au făcut și ei un update recent și am avut numai probleme. Două secunde, vă rog. Da, așteptăm. Fare, spune-ne tu până atunci, aplicația este disponibilă și pe Android și pe iOS? Gata, da, am revenit. Bine. Da. Aplicația este disponibilă și pe Android și pe iOS. Aplicația este complet funcțională în acest moment. Se poate vedea aici în partea de news. Avem parteneriatele disponibile, avem tokenomics-ul disponibil aici. Avem anunțul cu presale-ul, trebuie updatat acest anunț. Avem aici ultimele colectibele adăugate. Aici este marketul. Ce putem face noi acum pe aplicație? Păi, am să-l rog pe Andrei să prezinte mai bine aplicația, pentru că el știe cel mai bine să o prezinte. Așa, a trebuit să intru de pe telefon, pentru că pe web nu mai merge cum trebuie, îmi cer scuze. Bun, ce vedeți aici este pe market. Aici pot vedea toate colectibilele ce sunt listate la VV și arată niște charturi care spun care arată diferite dacă au crescut în preț în ultimele 24 de ore, mi se pare că arată asta, și jos arată prețul în dolari și în procente cu cât s-a întâmplat. Aici sunt niște charturi care arată pe diferite perioade toate astea și dacă dai un click pe un tap pe chart în anumite puncte, o să arate și prețul. Așa. Deci, na, puteți să vedeți. Eu încă nu sunt foarte mulțumit de cum arată aplicația. O să-i facem un upgrade major în curând. Mai jos mai sunt și niște detalii și sus acolo unde, dacă te duci înapoi sus Fares, or să fie add to wishlist sau add to vault, adică așa se pot adăuga în safe sau în wishlist. În wishlist, dacă sunt băgate, pot da drumul alarmelor. Îmi spune, te rog, aplicația, bun, asta este aplicația pentru telefon, nu se poate accesa și de pe laptop? În momentul de față nu, pentru că suntem în discuții să facem un parteneriat cu un membru al unei comunități destul de mari, tot din VV, ca să facem în conjunctură cu ei aplicația pe web. În momentul de față, în aplicație, putem vedea colecțiile de pe VV și anumite informații legate de aceste colecții, de la volum, la preț, la câteva aspecte de genul ăsta. Mai este ceva în plus? Adică putem, nu știu, pe aplicație, probabil că nu acum, dar în viitor, va exista posibilitatea de a trimite, de a primi un NFT, adică să funcționeze oarecum și ca un wallet? Pentru că VV este un market închis, nu se pot scoate din marketul lor. De ce? Pentru că ei, cum am spus, au o securitate foarte, foarte mare. Deci în viitorul apropiat nu există asta în plan, pentru că nu, VV nu este market deschis. Dacă la un moment dat se va schimba acest lucru, atunci cu siguranță noi vom introduce și opțiunea asta. Bun, dar eu, ok, asta cu VV eu știam că este un market închis, probabil că mai devreme sau mai târziu o să
rezolve și aspectul ăsta, pentru că până la urmă, hai să ne înțelegem, am intrat în cripto sau multă lume a intrat în cripto tocmai pentru a avea o posesie de ceva și să nu ne ținem banii pe cec, să-i ținem într-un wallet, îi ținem într-un ledger, tocmai pentru că noi vrem să fim stăpânii bunurilor noastre. Este cumva prinsă și luată în calcul pentru faza a doua a proiectului, atunci când vă veți conecta la celelalte platforme mari, OpenSea, nu știu, și așa mai departe. Cu siguranță, noi vrem să se poată importa, că noi o să fim un market deschis și vrem să se poată importa absolut orice în aplicație. Și vreau să, dacă se poate, când avem un moment, să și explic un pic de cum o să funcționeze etapa a doua. Am spus deja că etapa întâi ce o să facă cu prețul tokenului după listare, dar aș vrea să explic și etapa a doua ca să vedeți ideea și cum va funcționa din spatele ei. Andrei, te rog. Da, deci e un studiu de caz. În momentul de față, ca artist NFT, îți este destul de greu să realizezi ceva și poate pe mulți îi va lăsa rece pentru că nu o să fie implicați în NFT, or să fie și câțiva membri care sunt. Statistic vorbind, astea sunt șansele, dar nu este neapărat pentru ei. Să ne gândim la artiști NFT, la traderi NFT. Ei, în momentul de față, au destul de mari dificultăți ca să poată să-și creeze să-și creeze arta lor sau să-și creeze lucrurile lor, NFT-urile lor și să aibă succes, să fie văzuți, să fie observați. Se duc și se postează pe OpenSea, de exemplu, dau OpenSea pentru că e cel mai mare și speră să aibă noroc, să-i vadă cineva. De cele mai multe ori, chiar dacă poate sunt foarte talentați, nu or să fie văzuți pentru că n-au un pic de noroc și au nevoie de noroc. Chiar dacă ei fac eforturi, se duc, nu doar se postează, se duc și la networking și fac diferite chestii ca să poată fi observați și să-și crească profilul, tot nu reușesc pentru că le lipsesc anumite contacte sau anumite lucruri sau chiar, cum am spus, noroc. Noi vrem să scoatem asta și să îi rezolvăm niște probleme artistului. Pentru că dacă rezolvăm artistului și îi atragem pe platforma noastră, pentru că i-am rezolvat niște probleme destul de presante care îl afectează, atunci o să atragem mulți artiști acolo și o să avem foarte mare posibilitatea, foarte diversă oferta pe care o facem de diferite NFT-uri, diferiți artiști și tot așa, și implicit vom atrage și public în procesul ăsta. Și cum atragem artistul? Îi vom da un spațiu al lui, ca un fel de workshop se va numi, cum este pagina de Facebook de la Feed, unde oamenii se pot promova pe ei înșiși, își creează diferite chestii ca să arate mai bine și știm că așa funcționează social media zilele astea. Asta va putea face artistul, numai că el se va putea promova la diferiți parteneri cu care lucrăm noi și la diferite platforme și diferite grupuri și comunități. Noi vom da prin platforma aia respectivă și prin a folosi token VMate să plătească pentru serviciile astea, acces la acești parteneri să se poată, să poată deveni. Și ce vrea să facă este să devină ca un fel de platforma asta din faza a doua, artistul are toate uneltele astea, vrea să devină un fel de Binance, dar pentru NFT fracționalizate, tokenizate. Ce înseamnă asta? Binance a făcut lucrurile foarte simplu pentru toată lumea. Toată lumea a putut să intre, e cea mai mare, adică următoarea cea mai mare după Binance este extrem de mică pe lângă Binance, nici nu se compară. Și asta urmărim să facem și noi. Cum v-am spus că sunt 300 de milioane de criptoutilizatori, 2-3 milioane de NFT creatori în lume. Acel artist și-a creat niște NFT-uri în spațiul ăla, să zicem că a creat 100 de NFT-uri, le-a blocat într-un safe, într-un smart contract, a creat 1 milion de fracții pentru fiecare NFT, în total 100 de milioane de fracții, și a creat un token. Deci l-a tokenizat. El trebuie să se listeze, deci trebuie să adauge lichiditate, o poate adăuga singur sau o poate crește, o poate strânge, cum ar veni la noi pe platformă, sau va fi prin anumite launchpad-uri cu care vom lucra noi. Își strânge lichiditatea și se listează într-un final. Oamenii se vor, atunci va avea 100 de milioane de tokeni total supply. Deci acum vedeți ce vreau să spun din faptul că userii crypto pot intra și pot cumpăra, că se va comporta ca un
ca un proiect cripto tradițional. Nu va avea nimic foarte diferit față de asta, decât o singură chestie. Când oamenii cumpără 1.000.000 de token, ei au posibilitatea să îi dea la schimb pentru unul dintre NFT-urile din safe. În momentul respectiv se arde mare parte din acel 1.000.000 de NFT pe care i-au dat la schimb, iar restul se întorc înapoi în circulație prin diferite mecanisme, cum ar fi staking pools sau ce mai hotărăște artistul. Mai mult de atât. Să zicem că asta se întâmplă pentru mai multă vreme până când se ajunge la NFT-ul numărul 100. NFT-ul numărul 100 nu va mai putea fi scos din safe. Ăla va rămâne acolo, colateral, cum aveau rezervele de aur înainte țările, așa va rămâne NFT-ul ăsta, dar va fi foarte multă lichiditate strânsă acolo și valoarea tokenului va fi implicit mai mare. Și ce înseamnă asta? Lichiditatea aia, să zicem că sunt 10 milioane de dolari, să ne prefacem acolo, lichiditate strânsă. Fiecare NFT care a fost scos din safe, în principiu, va valora undeva pe la suma respectivă. De ce? Pentru că ai un singur NFT în safe acolo, colateral, împotriva unui proiect care are 10 milioane lichiditate în el. Deci să zicem că nu o să fie 10 milioane, că mai este și tokenul și proiectul în sine care aduce valoare, dar să zicem că o să fie 8 milioane, 4 milioane, 2 milioane. Va avea o influență semnificativă asupra prețului fiecărui NFT care a fost scos. Și să zicem că după aia un user crypto care și-a scos un NFT de acolo vrea să învețe cum să facă trading, cum să-l vândă și nu vrea să se păcălească. El se duce la celelalte unelte pe care le-am zis, alea de analiză, alea de informații, CoinMarketCap-ul ăla și TradingView-ul ăla pentru NFT-uri, care te învață, ca să își dea seama cum să, la cât să-l vândă. Și să zicem că face treabă foarte bună și îl vinde cu 10, cu 20 de milioane. Atunci, automat, crește valoarea proiectului și pune presiune și pe token, pentru că tokenul este subevaluat. Și tot așa se poate crea un fel de feedback între astea două, ca să se ducă la să pună presiune pe proiect și clar vor exista și utilități și pentru NFT-uri și pentru token în ecosistemul pe care îl creează acel artist. Și asta este planul pe care stadiul 2 vrea să-l aducă. Înțeleg că este un pic mai complicat. Ce vreau să vă spun, atunci când povestesc despre el este complicat, când va veni vremea de folosit va fi foarte simplu. Doar ai intrat, te-ai conectat și ai făcut trading de volum, exact cum faci în cripto. Poți să faci și analiză, totul pe o singură platformă, sub același acoperiș. Și pe lângă asta, va exista presiune foarte, foarte mare pozitivă pe token încă de la listare datorită aplicației din stadiul 1 și listării pe deci cu listarea pe CEX-ul de tier 1. Pentru cei care au fost atenți, ar putea să deducă, ar putea să caute, există variante, dar până la urmă nu cred că asta e neapărat cel mai important lucru. Faptul că oricum se listează pe câteva CEX-uri este deja este plus valoare, este un lucru care contează, cu atât mai mult cu cât va fi unul de tier 1, este cu atât mai bine. Bun, spune-mi, te rog, pentru că deja ne-am lungit destul de mult, suntem deja imediat, suntem mai bine de oră și jumătate. Spune-mi, te rog frumos, pe parte de marketing, ce ați gândit, cum stați, care vor fi pașii următori? Pentru că știm, orice proiect cripto poate să fie extraordinar de bun, nemaipomenit și nemai întâlnit, dar dacă nu ai marketing, din păcate, nu prea ai cum să evoluezi. Ce aveți în direcția asta? Cu siguranță. Păi, astăzi, mi se pare, sau mâine va fi eliberat, veți vedea și un YouTube cu Paul Barron. Paul Barron este un influencer foarte mare din Statele Unite. Are un canal de YouTube încă din 2011. Este pe coasta de est a Americii, este foarte bine cunoscut acolo și cu el chiar înainte să avem AMA-ul acesta, am avut cu el interviu și o să vedeți acolo, ăsta este unul dintre eforturile de marketing. Pe lângă asta mai avem foarte mulți influenceri și un plan destul de robust să ne listăm în diferite locuri, pe
adică pe toate cele standard, cum ar fi CoinGecko sau și CoinMarketCap, pe DexTools, Trending, în toate locurile astea ne veți vedea după listare, plus mai avem influencer și comunități unde ne vom mai merge pentru a putea să ne să povestim despre proiect în termeni poate mai puțin tehnici decât ce am vorbit acum, că am avut foarte mult timp la dispoziție și de asta am și povestit, că am crezut că atâta timp cât sunt atâția oameni blocați aici și să mă asculte, o să am posibilitatea să le și povestesc despre ce e vorba. Rog frumos că avem o, noi avem o problemă când vine legat de VV din comunitate și cei care o folosesc. În momentul de față, VV este banat pe România. Oare știți ceva în direcția asta? Eu am discutat cu Farex, cred că la un moment dat, nu mai știu sigur dacă cu el. Știu că aspectele astea se pot remedia, dar mă corectați voi dacă greșesc. Din ce am înțeles, se poate merge foarte simplu la ei, se poate solicita la ei și am înțeles că se poate totuși să nu să putem accesa platforma lor. Nu știam că ar fi fost interzis în România. Știam de unele țări, cum ar fi Albania sau alte țări de genul acesta, dar de România nu știam că a fost interzis acolo și nu știu nimic despre asta. E posibil să fi fost datorită faptului că se cere KYC să fie făcut acum în aplicație. Au băgat poți aplica pentru KYC, spune că România nu este în nu este în grafic. În jurisdicție, da, într-adevăr este vorba despre KYC și eu am urmărit pe grupurile ComiVV România și de acolo am și vorbit cu Mr. Crypto și am spus această informație. Eu am văzut pe grupurile ComiVV România. Asta nu e o informație oficială, repet, doar pe grupurile ComiVV România am văzut că s-ar fi vorbit la suport și s-ar fi rezolvat această situație. Nu știu 100% și nu aș putea să spun dacă se poate rezolva, dar eu am văzut, se poate căuta pe ComiVV România persoane care au întâmpinat această problemă și cum au rezolvat-o, nu știu exact. Ce pot să fac eu pentru userii VV din România? Pot să vă promit că data viitoare o să-l contactez pe Reese. Reese este punctul meu de contact de acolo, el este președintele comunicării, mi se pare, este, dar el este în proiect încă de la început. Adică mi-a povestit și e foarte în regulă. Și când o să am următoarea mea discuție cu el, chiar o să-i menționez despre acest lucru și să vedem dacă ar putea lua în calcul. O să-i sugerez dacă poate să ia în calcul să introducă și România în jurisdicția asta, pentru că suntem în contact cu o comunitate foarte mare acolo și și-ar dori să-și redobândească accesul la cele colectibile. Cu atât mai mult hai să fim serioși, pentru că partea de România în momentul de față nu este banată nicăieri. Adică poate să participe în orice platforme cripto, bine, mai puțin cele din Asia, unde este restrâns și au voie doar ei. Dar în rest, în creste 90% din proiectele cripto care sunt în piață, populația din România poate să participe fără nicio problemă. Eu tind să cred că este o, nu știu, undeva este ceva, le-a scăpat lor și nu cred că este neapărat o chestie intenționată. Legislația, cel puțin din România, în momentul de față, nu interzice accesul. Nu văd de ce n-ar fi ei de acord, pentru că în momentul în care un proiect cripto vine și îți interzice accesul pe o anumită platformă sau pe un anumit proiect, o face din cauza legislației, pentru că legislația țării respective prevede asta. Din ceea ce știu eu, poate greșesc, dar nu cred, România nu se încadrează la capitolul ăsta. În fine, nu este neapărat o chestie pe care care să depindă 100% de voi și cu siguranță ar ajuta dacă cumva sunteți în legătură directă cu ei, poate cineva să le pună pe masă aceste doleanțe, ca să spun așa, pentru că chiar nu văd de ce. Bun. Eu cred că știu de ce. Când faci KYC, de cele mai multe ori când ești o firmă așa mare, nu vrei să-ți mai bați capul să-l faci tu înăuntru ca să-ți iei mai multe responsabilități și le subcontractezi. Ei lucrează cu o companie care subcontractează, mi se pare, unei companii care se ocupă de KYC și am impresia că ei nu sunt autorizați să facă și în România.
Iar bănuiesc că se uită să rectifice acest lucru, probabil ei s-au uitat pe listă și au primit vreo ofertă bună, astea toate sunt speculații, nu știu sigur, și din cauza asta s-au hotărât să meargă cu ăștia și probabil le-au promis că o să introducă mai multe lucruri, cine știe. Așa mă gândesc eu. Bun. Andrei, cred că încet încet ar trebui să ne îndreptăm spre final. Te rog frumos să-mi spui dacă sunt anumite aspecte pe care noi încă nu le-am menționat și pe care voi ați vrea să le scoateți în evidență. Și imediat după vom trece și la secțiunea de întrebări și răspunsuri dacă o să fie. Da, și aș vrea să menționez la sesiunea Tokenomics, n-am menționat de faptul că noi avem un AMA în desfășurare pe Gempad în momentul de față. Ce strângem pe Gempad, mare parte se va duce ca lichiditate pe CEX. Când spun lichiditate, nu este neapărat lichiditate, pentru că ei o oferă ei, este ca un fel de colateral pe care îl transferi împotriva lichidității lor. Și mare parte se vor duce acolo și din cauza asta avem nevoie de susținerea tuturor în acest pre-sale pentru acest motiv, să ne ajute să trecem peste pragul acesta. Noi am făcut foarte, foarte mult marketing, dar pentru că suntem în bear market, în BSC foarte multă lume așteaptă să vadă dacă se face fill. Și ce o problemă pe care o întâmpin în treaba asta este că stau toți pe gard, așteaptă toți ca să vadă ce se întâmplă și dacă se face fill, până când atinge SC-ul, și când atinge SC-ul, după aia o ia la vale și se umple tot. Și pentru acest motiv, de asta avem nevoie de sprijinul tuturor cărora le-a plăcut proiectul. Acest proiect se va duce până la capăt orice ar fi, pentru că va fi susținut de mine în caz contrar, dar dacă vi s-a părut în regulă și va plăcut ceea ce v-am spus și vi s-a părut, adică nu neapărat trebuie să vă placă, dacă are sens și dacă credeți că în final este o investiție bună, după ce vă faceți research-ul, v-aș ruga să ne susțineți pe Gempad în primă instanță și ulterior, dacă vreți, și pe Unicrypt, dar Gempad este principal acum pentru a putea demara acel plan de marketing cu acel exchange tier 1. Iar ceea ce strângem pe Unicrypt, absolut tot se va duce lichiditate pe DEX. 100% este blocat și se va duce automat la DEX. Noi nici nu avem cum să ajungem la acele fonduri. Asta e tot ce vreau să spun înainte. Okay. Bun, rog colegii, rog Jonas, te rog frumos să dezactivezi partea de slow mode. Văd că sunt și persoane mai noi care au intrat în comunitate și care nu știu regulile pe care noi le avem stabilite pentru astfel de întâlniri. Avem slow mode de obicei pus pe mai multe minute, tocmai pentru a ne focusa pe ceea ce discutăm în AMA. Și la final dezactivăm acel slow mode și bineînțeles permitem partea de întrebări. O să încep eu cu ce îl văd. Oaia a întrebat dacă e vorba de Certic.ro. Nu este vorba de Certic.ro. Certic este vorba de Certic, care este o companie de audit la nivel internațional, nu este din România. Nu știu exact de unde este, dar cred că este cea mai mare companie de audit când vine vorba de proiecte cripto. Cu siguranță mai sunt și altele, dar am specificat deja în asta în AMA. Bun, s-a discutat ceva despre multisig. Ce fonduri sunt acolo și pentru ce, ne întreabă Oaia. No, multisig este o formă de smart contract și este multisignature. Adică nu poate doar o persoană să acceseze fondurile, să zic așa cum este normal în cadrul unui wallet, să zicem. Da? Deci dacă eu vreau să transfer către Mr. Crypto, decât aprob tranzacția și am trimis-o. Este vorba de o securitate în plus a smart contractului. El cred că vrea să întrebe de fapt de adresa pe care ai pus-o la un moment dat, pentru că nu știu dacă Y are experiență în cripto, partea de multisig, exact ceea ce înseamnă, dar deja ai explicat Fares, adică Y, gândește-te că avem un pot, să zic, de 5.000 de dolari în care nu știu, ai virat tu 100 de dolari, Fares 100 de dolari și restul din comunitate s-au strâns 5.000 de dolari. Ca să ne asigurăm că acei 5.000 de dolari sunt, cum să zic, se vor distribui conform a ceea ce am stabilit noi prin contract,
sunt mai multe persoane care trebuie să autorizeze respectiva tranzacție. Adică dacă eu vreau să fug cu cei 5.000 de dolari de acolo, nu pot să o fac singur, pentru că eu nu pot să retrag acei bani singuri. Trebuie să fie de acord și Fares, trebuie să fie de acord toți ceilalți care sau depinde cum este acel multisig. Poate să fie cu 3 semnături, poate să fie cu 5 semnături, poate să fie cu mai multe semnături. Ideea este că trebuie să confirme mai multe persoane. Adică în momentul în care nu știu, trebuie să se hotărască toată echipa să plece cu banii sau toată echipa, toți cei care au drept de semnătură, nu poate doar o persoană singură. În principiu cam la asta se referă partea de multisig, grosomodo. Bun, am zis experiență, zice, experiență din 2008, ne întreabă Michelangelo. Bănuiesc că în momentul în care s-a spus experiență din 2008, discutăm de piața de business tradițională, nu, Andrei? Nu, nu e experiența mea. Eu am spus că noi lucrăm cu cineva, adică eu am experiență în business tradițional, nu neapărat din 2008, că nu sunt atât de bătrân. Dar din 2012, nu, din 2010, îmi cer scuze, sunt slăbuț cu datele eu și cu amintitul datelor. Din 2010 am eu experiența mea personală de business, dar avem persoane care au experiență în cripto, nu din 2008, din 2011. Nu știu de ce am spus 2008, am gândit la Satoshi probabil. Nu, din 2011 este în cripto, dar este developer de foarte multă vreme și este unul dintre advisorii noștri și ne-a ajutat și cu smart contract-ul și cu mai multe și m-a certat chiar la începutul AMAU-ului că eu am făcut în urmă cu o săptămână și ceva două launchpad-urile pe Gempad și pe Unicrypt și mi-a rămas o mică diferență de token în wallet-ul de pe care l-am creat, că nu l-am creat de pe multisig. Pentru că e foarte greu să faci și de pe multisig treaba asta să faci interfață. L-am trimis într-un alt wallet, într-o terță parte, le-am trimis tokenii din multisig și de acolo am creat launchpad-urile și mi-au rămas 422.000 de tokeni în walletul respectiv și tocmai acum când vorbeați i-am trimis înapoi în multisig. Ca să nu mai fie la liber. Bun, dragilor, pentru cei care sunt în chat, vă invit la întrebări. Rugămintea mea este să, dacă apucă cineva să pună o întrebare, ceilalți să aștepte ca să se persoana respectivă să-și termine ce are de spus și să așteptăm și răspunsul echipei și ulterior, dacă doar eventual ridicați, vă rog, mâna în chat și o să dăm acces celor care vor să adreseze întrebări. Deci, dacă aveți întrebări legat de acest proiect, vă ascultăm. Mă gândeam acum să le pun o întrebare băieților, nu știu, eventual vis-a-vis de vesting. Parcă ziceai că aveți 40 la TGE urmate de 12,5 sau am uitat? 40% la TGE și 20% lunar ulterior. A, 20. Uh-huh. Da, 20. Cam pe ce perioadă vă credeți voi că vă întindeți așa, nu știu, cu proiectul ăsta? Cam, nu știu, aveți așa un target, să zicem că în 5 ani vreți să faceți nu știu ce? Sau... Deci noi avem planul ca stadiul 2 al proiectului nostru să fie complet eliberat până în mai anul viitor, să fie complet public. Iar... Să fie posibil, da. Să fie construit complet, da, și să de atunci doar să-l îmbunătățim. Iar în decursul a 3-5 ani, cum am spus mai devreme, vroiam să achiziționăm undeva până pe la 6-7 milioane de useri pe platforma din stadiul 2, care vor face trading în NFT-uri tradiționale, dar și în tokeni fracționalizați de volum, în NFT-uri fracționalizate, cum ar veni. A, înțeleg, deci pe o perioadă lungă, să zic așa, e ok, înțeleg. Bun, mulțumesc. Plăcere. Bun. Oaia, te invit în voice pentru întrebări. Pentru că am văzut că ai câteva întrebări în chat. Ești binevenit în voice să intre pe băieți direct tot ceea ce te interesează. Bună seara, pot spun și o întrebare? Sigur că da. Maxevol, te rog. Vă salut pe toți membrii grupului. Aș vrea să întreb... Vestingul este la fel și pe Unicred și pe Gempad? Da, sunt la fel amândouă.
Ok, bine, vă mulțumesc frumos. Ce, mulțumesc și eu de întrebare. Mai departe, mai avem? Avem ceva întrebări în chat. Observ că unele persoane doresc să pună întrebări doar în chat și atunci le preluăm de aici. Da, nu știu, e o întrebare, nu e o întrebare, oaia sau e o afirmație? Până la urmă, știe oaia ce e la multisig, curios în ce se află în el. Nu înțeleg, adică până la urmă sunt doar niște afirmații, nu înțeleg dacă sunt întrebări. Dacă sunt întrebări, oaia te invităm în voice să întrebe echipa tot ceea ce vrei să știi. Ei s-au prezentat în AMA la noi, s-au prezentat în AMA și în alte comunități, tocmai pentru a răspunde întrebărilor pe care voi le aveți. Mie îmi place foarte mult și nu e vorba de invitații de astăzi, ci îmi place foarte mult în general să verific înainte de a face niște afirmații și să stau să cercetez mai bine, pentru că este foarte simplu să ridicăm în slăv pe cineva sau este foarte simplu să-i punem la zid, dar să nu cercetăm înainte. Așa că tocmai din acest motiv avem AMA-uri, avem voice-uri. Lumea este liberă să pună orice întrebări. Echipa pentru asta a venit în comunitate, să prezinte proiectul și să răspundă pentru orice nelămuriri. Pentru că dacă cumva ne dorim să investim într-un proiect, mie cel puțin mi-ar place să pot să particip la astfel de AMA-uri pentru orice proiecte în care eu investesc și să văd că există disponibilitate din partea echipei să răspundă la orice întrebare, plăcută sau neplăcută, că până la urmă nu, niciodată nu o să găsim, nu o să găsească un proiect modalitatea de a mulțumi pe toată lumea. Întotdeauna o să fie persoane care agrează proiectul, persoane care nu agrează proiectul, persoane care agrează proiecte similare și atunci direct dezvoltă o antipatie pentru un proiect care ar putea fi în competiție, deși lumea nu înțelege că piața asta cripto este abia la început și competiția nu face altceva decât să creeze valoare. În momentul în care o competiție în piață, fiecare proiect se va chinui să dezvolte mai mult pentru a fi mai bun ca celălalt și pentru a avea o adopție mai mare. Bun. Până pe ce dată va fi disponibil cumpărarea pe Gempad și pe ce dată va fi la listarea? Ne întreabă Ionel Blic. Mulțumesc pentru întrebare, Ionel, și mulțumesc, Mr. Crypto, pentru adiția aia. Asta vreau și eu să spun, că și vreau să adaug faptul că și mai devreme, când am fost și la Paul Barron, m-a întrebat dacă vreau să-mi dea întrebările înainte și am spus nu. Eu nu vreau să mi se dea nicio întrebare înainte, eu știu că pot să răspund la absolut totul. De ce? Pentru că am făcut totul cu bună credință și transparent. Și eu o să comunic tot ceea ce se întâmplă când vine vorba despre proiect. Te rog să nu-ți uiți ideea, vreau să știți că eu n-am vorbit astăzi deloc cu Andrei. Deloc. Noi n-am vorbit, Andrei, de 2-3, nici mai știu de câte vreme nu am vorbit. Nu am vorbit, n-am stabilit nimic. Tot ceea ce s-a întâmplat în seara asta s-a întâmplat pur și simplu exact cum ați auzit. Nimic n-a fost stabilit, nimic nu am ales să nu pun întrebări incomode sau alte lucruri de genul ăsta. Nu. Tocmai din asta, din acest motiv este voice, ca fiecare să vină să întrebe ce dorește. Andrei, te rog să mă scuzi, continuă-ți ideea. Nu e nicio problemă. Da, deci asta vreau să adaug legat de asta, că vreau să adresez ce s-a spus acolo și am spus să vorbim. Și într-adevăr, asta e și ideea, că nu o să discut înainte absolut nimic din ce s-a spus, pentru că nu aveam nimic de ascuns și nici nu o să avem vreodată, decât dacă ar fi să avem vreun update care ar putea să creeze mai mare valoare pentru oameni și să-i facem release la un anumit punct strategic care să beneficieze cât mai mult proiectul. Tot ce fac este în interesul proiectului. De ce? Pentru că eu am investit extrem de mult în ăsta, sunt cel mai mare investitor din proiect la ora actuală și am un interes destul de acut ca să aibă succes acest proiect. Asta mă interesează pe mine în primul rând. Hai să revenim la întrebarea lui Ionel. O mai repet încă o dată. Până pe ce dată va fi disponibilă cumpărarea pe Gempad și pe ce dată va fi listarea?
Deci până de pe data, deci a început acum o zi jumate, mi se pare, sau aproape două zile sunt acum de când a început și va fi până pe data de 11 deschis pe Gamepad, iar pe Unicrypt va începe de pe data de 12 și va fi deschis până, dacă se închide mai devreme, va fi exact când se va umple. De exemplu, dacă se va umple același și noi asta preconizăm urmând marketingul pe care l-avem pregătit, că noi avem foarte mult și în rezervă ca să putem să strângem mai repede, adică noi ne-am, eu fiind antreprenor sunt fanul să am planuri de rezervă și am plan de rezervă și planul de rezervă ca să fac tot posibilul să nu stau degeaba și să sper la cei mai bine, ci să iau atitudine și să pun în acțiune planurile respective în cazul în care lucrurile nu au decurs conform primului plan și trebuie să-l pun pe al doilea și sau pe al treilea în desfășurare. Și asta avem pregătit și pentru Gamepad și pentru Unicrypt. Mai multe nivele, mai multe layere, straturi de marketing pentru a ne asigura că ajungem unde trebuie. Și înainte de pre-sale și după. Iar pe Unicrypt, imediat cum se va umple pre-sale-ul, se face listarea automat. Așa e platforma lor, așa funcționează. Deci, dacă nu se umple imediat, atunci listarea se va face pe data de 21. Nu, pe 22. Pardon, 22. Bun, tot Oaia care ne întreabă și eu o să iau ca și o întrebare și totuși vreau să o aduc în discuție ca să nu creadă cineva că nu punem toate întrebările care se prezintă încet și ne spune așa: strâng fonduri pentru că marketing nu a funcționat, faci marketing pentru că produsul nu prezintă interes. Înainte să răspundă Andrei, dacă vrea să răspundă, eu aș vrea să fac doar o singură mențiune. Oaia, ți se pare cumva că Coca-Cola nu prezintă interes? De ce au marketing în fiecare zi? De ce plătesc reclamă în fiecare zi pe TV, pe toate canalele? De ce sunt cea mai consumată băutură din lume? Și de ce crezi că ar mai avea nevoie de marketing? Probabil că nu. Dar cu toate astea o fac zi de zi, cred că oră de oră. Pentru că așa funcționează lucrurile în vânzări. Pentru că în momentul în care îți lansezi un produs, ai nevoie de marketing. Ca să îți lansezi un produs, Andrei a specificat că a venit cu mai mulți bani de acasă și cu siguranță a vrut doar să vadă o certificare a proiectului. Ca să-l dezvolți în continuare, dacă pe momentul de față s-au investit câteva sute de mii de dolari, mai mult, mai puțin, eu nu am cum să verific aspectul ăsta, mă bazez doar pe ceea ce a spus Andrei. Trebuie să înțelegeți foarte clar că la un moment dat, dacă vrei să duci proiectul mai departe și să-l dezvolți, ai nevoie de fonduri. Orice companie mare care s-a listat la bursă, s-a listat la bursă ca să adune fonduri, să se dezvolte mai departe. Acum, până la urmă, eu am specificat de la bun început și cred că fiecare dintre noi trebuie să ne facem propria cercetare și să decidem dacă ni se potrivește sau nu. Dar din punctul meu de vedere este logic să aduni fonduri, este logic să-ți plătești marketing. Andrei, dacă mai vrei tu să adaugi ceva la ceea ce am spus eu. Aș vrea să adaug faptul că noi avem 8.000 de utilizatori și creștem cu 1.000 pe săptămână. Noi săptămâna trecută aveam 7.000. Deci dacă era să nu fie dorit, că nu este dezirabil produsul nostru, nu cred că am fi avut utilizatorii și nici nu am aveam pe ei alăturându-se nouă și aplicației în numerele pe care le fac. Mai mult de atât, noi avem și foarte mulți susținători VV. Chiar și ieri am avut amauri de în care am avut mulți susținători VV și spuneau numai de bine de noi pentru că le place aplicația, le-am lăsat să vorbească într-un Twitter Space chiar aseară. Deci dacă era să fie așa cazul, nu cred că se întâmpla asta și nu cred că aveam asta. Și cum a spus și Mr. Crypto, ai nevoie de marketing ca să poți să atragi investitori, să atragi oameni acolo, că dacă nu știe nimeni de tine, tu poți să ai cel mai bun proiect și poți să faci să ai cel mai bun produs, dar nu o să ți-l folosească nimeni pentru că nu știe ce poate face. Bun, dăm voie să-i mai răspund pentru că Oaia insistă să îi se
dea dreptate, deși nu vreau să fac asta și nici nu vreau să intru în contradicții cu nimeni. Eroare de logică să folosești Coca-Cola nu este deloc eroare de logică, cred că este cel mai bun exemplu când vine vorba de marketing și este cea mai bună comparație din punctul meu de vedere. 2. Coca-Cola nu a avut nevoie de marketing când s-a lansat, a fost un produs dulce bun care a luat mințile tuturor. Nu este adevărat, Coca-Cola a fost la bază un medicament, dacă nu știi oaia. Te invit să cauți pe net să vezi cum a plecat Coca-Cola și ce reprezintă. N-a fost un produs dulce bun care a luat mințile tuturor. A fost un medicament și de acolo a evoluat mai departe și a devenit o băutură. Și o să închei discuția legată de subiectul ăsta pentru că nu vreau să demonstrez cine are sau nu are dreptate. Listarea se va face pe 22 pe Gate.io și pe Dex, indiferent de cât se vinde pe Launchpad. Pot să confirm pe ce se va face listarea, îmi cer scuze pentru asta, nu pot să spun dacă este acel check sau altul. Dar legat de DEX, păi trebuie să atingă cel puțin soft cap ca să se poată lista. Dacă cumva nu se atinge, mai avem și planuri de rezervă și pentru asta, dar noi încă nu vrem să ne gândim la acest lucru. Iar pe CEX se va lista pe data de 26, avem plănuit. Perfect. Bun, Marian ne întreabă, sesiuni de staking vor fi? Dacă da, începând de când și pe ce perioade? Mulțumim, Marian, pentru întrebare. La fel îi mulțumim și lui Oaia, bineînțeles, indiferent că este de acord sau nu cu noi. Mulțumim, într-adevăr, pentru întrebări. Îmi cer scuze, Marian, noi am avut, după cum ai văzut, extrem de multe lucruri la care am lucrat în această perioadă. Avem de oprit un microfon. Colegii, rog să mă ajute. Cineva, nu-mi dau seama din... Ok, Andrei, te rog, scuze. Da, pentru că am avut enorm de multe lucruri de făcut în perioada asta și poate pare că suntem echipă mare, dar chiar vorbeam cu Ruiz de la VV zilele trecute, zicea, cu cât creștem mai mult, cu atât ai mai puțin timp să faci lucrurile de care ai nevoie în proiect, adică cu atât durează mai mult să-ți faci toate lucrurile astea. Și așa aici s-a întâmplat și la noi. Ne-am concentrat pe parteneriate, pe produsul pe care îl creăm, pe pre-sale, pe marketing, să punem toate eforturile, să desfășurăm toate eforturile pentru aceste lucruri și din cauza asta staking-ul nu a putut să fie desfășurat înainte să facem planurile pentru staking, însă avem în vedere acest lucru să le introducem, să existe posibilitatea să le introducem după ce ne listăm. Adică o să vină vremea și staking-ul să-l introducem. Îmi cer scuze, Fares. Da, nicio problemă. Ce aș adăuga aici la referitor la staking, o să-l facem pentru că am discutat asta chiar recent, pentru că am primit foarte multe, foarte multe cereri de staking, pentru că investitorii din private sale, majoritatea, spune eu, au ales funcția de staking, dar noi o vom alege doar dacă va fi sustenabil acest lucru. Pentru că nu putem să oferim staking ca să, în ghilimele, să ne îngropăm proiectul. Dar da, staking îl avem în vedere, dar doar dacă va fi sustenabil acest lucru pentru proiect. Ce vrea Fares să spună este că având utilitate atât de mare în token, adică noi o să avem deja de la început pe aplicație, plus mai avem încă 8 utilități plănuite pentru faza a doua. Dacă mai faci și staking câteodată, poate să nu fie sustenabil. Avem de gând să facem rollout de staking pentru faza a doua, dar acum suntem în discuții și plănuim dacă să facem și până atunci. Pentru că noi o să aducem deja beneficii prin token, prin alte părți, cum ar veni și prin valoarea tokenului în sine, prin faptul că vor fi atât de mulți user VV care îl vor ține și nu vor face trade, ceea ce va crea o stabilitate și un trend ascendent în valoarea tokenului. Da, acum ce trebuie să înțeleagă lumea și ceea ce afirm tu acum, Andrei, este ceea ce v-ați propus voi, ceea ce vă doriți voi foarte mult. Este clar că lucrurile nu neapărat pot să funcționeze exact cum v-ați propus. La fel pot să meargă și mult mai bine. Toate informațiile trebuie să luate ca atare și eu am specificat încă de la început că indiferent de ce proiect discutăm, un proiect bun pleacă cu un plan de business.
plan de business care pe parcurs se poate schimba, se poate și nu neapărat că se poate schimba în bine sau în rău, ci mai degrabă încearcă să se adapteze condițiilor pieței. Și atunci probabil că la un moment dat, dacă situația vă va impune, veți găsi o direcție și pentru aspectul ăsta. Am și spus în teorie că se pot întâmpla lucrurile astea la sfârșit și clar nu poate nimeni garanta acest lucru și nici nu mi-aș permite vreodată să fac. Astea toate sunt la latitudinea fiecăruia și eu îi încurajez pe absolut toți să nu mă creadă pe mine pe cuvânt, să facă cercetări, să descarce aplicația, să uite la audit, la vetting, la companie, la proiect, la absolut tot ce am plănuit și la absolut tot ce am spus, la white paper. Și după aia să ia o decizie dacă asta își doresc să facă, dacă își doresc să facă aceste cercetări. Nu aș recomanda nimănui să facă asta sau să intre în vreun proiect vreodată cu mai mult decât își pot permite. Nu cred că ar fi o idee înțeleaptă deloc. Da, eu cu siguranță niciodată nu o să fac nicio recomandare aici de achiziție. Fiecare trebuie să își facă o cercetare cât mai amănunțită, ceea ce ține de mine, ceea ce ține de colegii mei, de comunitate, este de a aduce informațiile mai departe, decizia trebuie să aparțină fiecăruia. Ștefan ne întreabă, Ștefan de la Tipsy, un vechi membru al comunității Mr. Crypto, ar dori să... Adică vă întreabă de ce ați ales să înscrieți firma în Anglia. Din cunoștințele mele și experiențele mele, susține Ștefan, sunt probleme mari, în special în perioada de fundraising. Eu sunt stabilit aici, în Anglia, și din cauza asta am făcut-o aici, pentru că eu, fiind de aici, sunt cetățean britanic, sunt aici încă de la facultate și am rămas aici de atunci. De asta am și hotărât să rămânem în Anglia și să facem aici totul. Iar legat de fundraising și de tot restul, nu știu ce să spun despre asta, pentru că eu am experiență legală, adică și ca parte din studiile pe care le-am făcut, am expertiză în legea afacerilor și nu sunt conștient de vreo restricție în acest sens sau de vreo anumită problemă cu lucrurile astea. Și am făcut research destul de amănunțit înainte să începem, tocmai pentru a evita anumite lucruri de genul. Am înțeles. Te pun o întrebare? Da, sigur că da, George Bogdan, te rog. Salutare tuturor, felicitări Andrei și echipei pentru proiect, felicitări Mr. Crypto pentru încă un AMA de bună calitate. Întrebarea mea ar fi legat de investitorii care au investit în private sale și au avut încredere în proiectul vostru și în viziunea voastră undeva la începutul lui mai, sfârșitul lui aprilie. Mi se pare un pic o discrepanță între prețul tokenului din private sale față de pre-sale și față de când se listează. Iar o altă discrepanță mi se pare un pic cam mare legat de vesting. Părerea mea, acum nu știu, eu am observat că ai un marketing foarte fain și la început, dacă ne aducem aminte care am fost la început în proiect, făceam prezența dimineața, mai multe chestii de marketing faine. Nu ar fi totuși ok pentru investitorii din private sale, fiindcă au avut încredere în voi de la început, să li se facă un airdrop ceva de token 10% din cât au investit sau ca să se poată compensa cu prețul și cu vesting-ul, cum s-ar spune. Mulțumesc pentru întrebare, George Bogdan. George, mulțumim tare mult. George Bogdan este un membru activ al nostru și mulțumesc pentru asta și întotdeauna are întrebări pentru fiecare AMA, pe fiecare topic pe care participăm și îl apreciez foarte mult și pe el și pe restul membrilor, dar întotdeauna apreciez oamenii care vin și se implică. Nu trebuie neapărat să investiți, dar puteți participa prin întrebări și prin prezență. Andrei, te rog. Adică, Andrei, o secundă. În concluzie, vreau să spun că dacă ai doi copii, nu poți la unul să-i dai ambrula și la celălalt bomboana.
considerăm faptul că sunt condiții de bear, așa ar fi fair play pentru noi investitori din prima rundă, cum s-ar spune. Da, mulțumesc de întrebare, George Bogdan, și pentru sugestie. Ce aș vrea să spun este că există o diferență de preț, cum am spus, discrepanța aia nu este de favoarea investitorilor din private sale, este în favoarea lor și noi am anunțat că, care sunt diferențele de preț între pre-sale și private sale și toate cele. Adică le-am spus, ba mai mult, acum, pentru că valoarea este pegged la BNB, mi se pare că e un pic mai mare diferența aia acum datorită BNB-ului între ele. Pentru că atunci s-a vândut în BUSD, iar acum datorită launchpad-ului se vinde în BNB, care ulterior se va translata și la listare pe DEX și pe CEX, pentru că trading pair-ul va fi BNB-VMT. Deci beneficiul pe care îl iau investitorii din private sale și în general există un contract social cu cei din private sale în lumea cripto în general, că ei vor fi investitori pe termen lung. Cu siguranță vor exista anumite beneficii pe care le veți avea. Nu aș putea să spun, și 10% este o sumă foarte mare pentru airdrop, nu aș putea să spun că s-ar putea face acest lucru, dar după cum am menționat anterior, am spus că vor exista dividende la faza a doua pentru investitorii pe termen lung și diferite lucruri de genul, și cu siguranță astea se vor lua în calcul în momentul în care se va putea face acest lucru în urma desfășurării fazei de a doua. Mulțumesc și avem o treabă. Salut. George, îți mulțumim, pentru întrebare. CryptoDev, doar o secundă te rog să mă lași să mai luăm din... Vă rog să vă închideți microfoanele. Mulțumesc. Să mai luăm din ce avem din chat și pe urmă continuăm. De ce ați optat pentru o lansare inițială pe DEX și abia apoi pe CEX? Ăsta este standardul. Mulțumesc pentru întrebare. Pentru dacă nu te lansezi pe DEX inițial, este un risc enorm de mare de securitate. Eu nu aș recomanda niciunui proiect, dar decât dacă vor să se autodistrugă. De ce? Atâta timp cât oamenii au tokenul vostru în wallet, au tokenul nostru în wallet, ei pot adăuga lichiditate pe PancakeSwap, ei, ceea ce vor, adică și să seteze orice preț vor și pot să scoată acea lichiditate oricând. Adică, dacă eu nu mă listez pe DEX acum, eu mă las deschis fraudelor și diferitelor scamuri în care cineva poate să folosească acel token, să creeze lichiditate, să o adauge pe PancakeSwap ca și când ar fi proiectul oficial, pentru că va fi contractul oficial, după aia să scoată acea lichiditate și să fugă cu banii. Și atunci, clar, proiectul ar muri direct, nici nu s-ar pune problema de așa ceva, pentru că ar fi acea mare problemă de securitate. Deci, pentru cei care cred că există posibilitatea să te listezi pe CEX și după aia pe DEX, acea posibilitate nu există în cripto, decât dacă nu știi ce faci. E atât de simplu. Au fost proiecte care s-au listat doar pe CEX și ulterior pe DEX, dar acum că este indicat sau că nu este indicat, e așa cum spune Andrei, până la urmă este decizia proiectului, dar într-adevăr există acest pericol. Joachim ne întreabă dacă ați fost prezenți în AMA și în alte comunități internaționale din afara României, adică pe engleză sau o altă limbă. Foarte multe comunități. O să încep să vă enumăr câteva. Am fost la Travlad, Nordic Wales, Paul Baron, Gollum's Gems, Solitaire Group. Urmează să mergem la ei mâine, mi se pare. Mâine sau nu, au trebuit să restabilim pentru vineri. Mâine e vineri, nu? Îmi cer scuze, dar sunt atât de ocupat zilele astea că nu mai știu zilele, da. Am restabilit pentru mâine. Pe scurt există și alte comunități internaționale în care ați fost prezenți. Da, există, da. Bun. Oaia ne întreabă din nou, ce experiență aveți în cripto? Știu că NFT-urile sunt destul de noi, este produsul o soluție pentru nevoile dânșilor? Nu știu dacă pentru nevoile dânșilor, este un business gândit pentru nevoile utilizatorilor, nu neapărat pentru nevoile dânșilor.
Dar, în fine, revenim la întrebarea inițială. Ce experiență au domnii în cripto și o aplicație pe care să o folosească zilnic? Îmi scuze, nu înțeleg a doua parte. Da, bine, nici eu nu înțeleg la ce face referire întrebarea. Oaia se pare că nu dorește să intre în voice. Ne pune întrebări și atunci noi începem. Costel, te rog să te oprești microfonul din suflet. Mulțumesc tare mult. Deci, ce experiență au domnii în cripto? Știu că NFT-urile sunt destul de noi. Este produsul o soluție pentru nevoile dânșilor? Răspund la prima cu experiența în cripto, ca să totuși să răspundem la o parte din întrebare, dacă e în regulă. Experiența mea este, se duce până în punctul în care eu am intrat în cripto, în urmă cu aproximativ 2 ani. Da, 2 ani. Dar nu experiența mea este cea mai importantă, pentru că eu sunt cel care a venit cu ideea și care a aplicat cunoștințe tehnice pentru a crea o idee și am o viziune. Am foarte mulți advisor care au experiență. Cum am spus, unul dintre ei este din 2011 în cripto, de când era încă la început și nu credea nimeni că o să ajungă pe undeva. El este unul dintre ei și mai avem alte câteva persoane. Avem consultanți și din România, avem și din Statele Unite și de multe ori am primit sfaturi și de la VV, de la RIS însuși. Adică mereu când am cât un e-mail sau câte ceva, mai dă cât un sfat când îi mai spun ce mai facem, ce urmează să mai facem. Adică când vine vorba de experiență cripto, am luat de peste tot și de la oameni care știu ce fac și care au avut deja succes și de la oameni care sunt în industrie de mult mai mult timp decât mine. Ca să-i răspund și eu vis-a-vis de întrebarea lui Oaia, pentru cei care știu și au citit la un moment dat, țin minte că am citit acum câțiva ani autobiografia, cred că a lui Henry Ford. Și la un moment dat, Henry Ford, adică Ford, mașinile pe care le știți voi, acum când au apărut ele prima oară, la un moment dat a fost chemat în instanță, nu mai știu exact speța pentru ce, și cineva l-a întrebat de experiența pe care o are. Și Henry Ford a spus o chestie extrem de interesantă, faptul că nu neapărat el trebuie să priceapă la toate și că a avut grijă să-și angajeze oamenii potriviți și oamenii cu experiență pentru fiecare pentru fiecare aspect pe care el îl dezvoltă acolo. Deci în momentul în care ne facem un business, nu noi trebuie să fim cei care ne pricepem la toate. Nu eu trebuie să știu să și facturez, nu eu trebuie să știu să și încasez, nu eu trebuie să știu să repar frigiderul ăla. Pentru că așa este construit un business, să aduci niște oameni care sunt buni pe partea lor. Și mă gândesc că pentru a dezvolta un proiect pe cripto ai nevoie de niște devi foarte buni. Dacă dezvolți un proiect de NFT, ai nevoie de un artist foarte bun care poate să-ți deseneze acele NFT-uri și așa mai departe. Sper că am fost suficient de explicit, să zic și eu, și completarea a fost bună pentru Andrei. Bun, de ce ați ales GemPad ca și platformă de lansare? Și a mai fost undeva o întrebare pusă de cineva, dacă îmi dați voie să o caut, pentru că era o întrebare legată de Launchpad. Da, Ion C ne-a întrebat și am sărit peste întrebarea lui. De ce nu v-ați făcut vânzarea de token pe un Launchpad mai cunoscut? Noi suntem comunitate în care cunoaștem toate platformele, le știm pe toate, știm care sunt bune, știm care sunt mai puțin bune, știm care funcționează bine. Deci, de ce ați ales aceste două platforme și nu v-ați dus către un Polkastar, către un DAO Maker, către un Bullparks, către un... De ce nu ați ales aceste platforme? Altele, să zicem. Au fost mai multe motive pentru care am ales aceste platforme. Unicrypt este una dintre primele care au apărut pe piață în Launchpad și în Statele Unite este foarte mare, unde piața VV este foarte mare la rândul ei și piața NFT este foarte mare acolo. Și noi vroiam să facem apel și la piața crypto și la piața NFT. Iar GemPad lucrează în parteneriat cu Unicrypt și ni s-a sugerat
că ar fi extrem de bună și într-adevăr sunt foarte profesioniști oamenii de la Gamepad. Am vorbit cu foarte multe launchpad-uri, inclusiv și din cele pe care le-ați menționat. Și ele de obicei nu fac neapărat raise-uri mari. Și de obicei cer un procent foarte mare din ceea ce se strânge. Și din cauza asta, pentru că noi vrem să ne gândim la sustenabilitatea proiectului, am optat pe platformele astea. Cred că vă poate spune Fares, că și el ne-a ajutat când a venit vorba de platforme. Aici și se și pricepe, mai știe câte ceva despre launchpad-uri, având în vedere că el are colaborarea și cu Bullbergs. Deci ce pot să-ți spun, Andrei, aici este, deja suntem pe teritoriul nostru când vine vorba de comunitate. Nu sunt neapărat, când ne raportăm la aceste launchpad-uri, nu sunt neapărat launchpad-uri Tier 1, dar asta nu înseamnă neapărat că este ceea ce ați căutat voi, așa cum ai specificat, poate că v-ați dus targetați pe o anumită direcție. Când vine vorba de performanțe și de launchpad-uri, sunt unele din cele pe care le-am descris mai devreme. Dar partea care ai specificat-o tu cu Statele Unite, eu nu pot să nici să o confirm, nici să o combat, pentru că nu cunosc acest aspect legat de Unicrypt. Dar repet, poate fare să facă vreo completare. Aș vrea să completez aici pe partea cu launchpad-urile. Cum funcționează ele majoritatea? Cum spui și tu, Mr. Crypto, amândoi, aș spune, avem experiență în launchpad-uri. Eu personal și lucrez la unul dintre launchpad-urile de top, aș vrea să spun eu, pentru că dacă ne uităm pe CryptoRank, Bullbergs este un launchpad de top, e undeva acolo în top 5, ca și return of investment. Bun, launchpad-urile au o taxă foarte mare, majoritatea dintre ele, și dacă ne gândim la DAO Maker, Sedify, Polka Starter și așa mai departe, deja sumele, procentual din raise este exorbitant, da? La ele. Când deja coborâm puțin la nume mai puțin cunoscute, dar totuși cunoscute pentru noi, pentru mine, pentru tine și pentru comunitățile noastre și, să zic așa, accesibile, atunci da, vorbim de procente relativ mai mici, dar totuși foarte mari. Adică noi nu am vrut să dăm o grămadă de bani lor ca să ne strângă nouă aceste fonduri. Am preferat să concentrăm fondurile către alte departamente, cum ar fi marketingul. Și în același timp, ca să lansezi pe DAO Maker, ca să faci raise pe DAO Maker, să zicem, sau pe Sedify, o să trebuia să obligi lumea sau comunitatea ta să aibă un tier acolo. Și știm foarte bine ce înseamnă să ai un tier pe Sedify sau pe DAO Maker. Eu unul personal nu am. Nu îmi permit să am un tier acolo. Și am vrut să dăm posibilitatea tuturor să cumpere. Și plus, ei nu fac raise-uri atât de mari. Adică, nu știu, eu cel puțin nu am văzut raise-uri de nivelul acesta pe launchpad-urile respective. Da, bine, Polka Starter a adunat și milioane, deci există, depinde de la caz la caz, depinde și momentele din piață când discutăm de anumite etape. Unul dintre ultimele proiecte la Polka Starter cred că a fost de 1 milion sau 3 milioane, nu mai știu, cineva să mă ajute. 3 milioane jumate la Oculus Play. Și exact. Adică până la urmă, repet, ține de anumite costuri, de anumite calcule pe care cred că și le face proiectul. Bun, așa. Bun, de ce ați ales Gamepad? Cred că Michelangelo, cred că am răspuns la întrebarea asta. Așa, plănuiți să extindeți platforma și mai departe de VEV, eventual un parteneriat cu Algorand, că vine GM 2024, exhalare. Am menționat mai devreme și cred că, sau hai să vedem, parteneriat cu Algorand, întreabă colegul nostru, exhalare. Andrei?
Îmi cer scuze, s-a întrerupt puțin la mine și n-am auzit legat de parteneriatul cu Coran. Plănuiți să extindeți platforma și mai departe de VV, eventual un parteneriat cu Algorand, că vine campionatul mondial din 2024? Cea din faza întâi va rămâne întotdeauna pentru VV. Cea din faza a doua va avea foarte multe proiecte încorporate, va prelua informații de la foarte multe proiecte. Cu siguranță ne vom explora absolut toate, inclusiv acesta ce a fost menționat acum. Bun. Mai aveam, l-aveam pe Costel. Costel, cred că vrei să întrebi și tu ceva. Salut, da. Da, aș avea două întrebări, de fapt, legate între ele, fiindcă ai pomenit în nenumărate cazuri de dividende, ceea ce ridică un mare semn de întrebare, având în vedere că, în cazul acesta, proiectul vostru va deveni un security token. Și cum am înțeles din chat că voi sunteți înscriși cu compania în Anglia, cum veți aborda această situație? Plus că, conform ultimului raport al lui Maica, care va intra în vigoare din 2024 pe piața cripto, fracționale NFT-urilor vor fi considerate NFT, vor fi considerate security și la fel. Ceea ce ar rezulta în două probleme pe care le veți întâlni în curând. Cum veți aborda această situație? Bun, da, e o întrebare foarte bună asta legată de ce ai menționat. Îți mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, legat de dividende, într-adevăr, astea sunt, după aia se va considera o afacere, exact cum am și spus, noi avem un model tradițional de afaceri, ceea ce înseamnă că ulterior noi vom face o tranziție și vom aplica pentru licențe financiare în piețele în care vom activa, la fel cum fac multe din platforme, pentru că acolo, în direcția asta, se îndreaptă piața, chiar dacă va fi utilitate sau securitate. Iar legat de NFT-urile fracționale, ele sunt securitate, într-adevăr, dacă nu există utilitate pentru acel token și chiar și pentru NFT în sine. Atunci când va exista utilitate, atunci orice va spune oricine, prin lege tu ai acea posibilitate să spui că este o utilitate. Iar dacă îți amintești, mai devreme eu am menționat că în ecosistemul pe care îl va crea artistul, îi va și oferi utilitate tokenului, tocmai pentru a nu fi o securitate. Deci asta va fi felul în care vom face. Dividendele vor începe să fie oferite în momentul în care noi vom avea acele licențe financiare. Ok, mersi mult. Plăcere. Da, Adrian, ultima. Mulțumesc, Andrei. Pentru voi. Cum veți lupta cu concurența și cu ce credeți că veți fi cu un pas înaintea lor sau mai bun decât ei, dacă aveți un atu față de concurența voastră de pe piață? E o întrebare foarte bună, Adrian, îți mulțumesc. Noi nu avem concurență, pentru că noi suntem un proiect hibrid cripto-NFT, nu a mai făcut nimeni așa ceva, vom fi singurii care vor oferi fracționalizare de token în configurația asta, în care va putea fi adoptată de toată lumea din lumea cripto. Adică nu sunt la futures sau nu sunt fracții de genul mult mai mici, sunt configurația asta pe care o vom face nu o mai are absolut nimeni. Iar dacă ar fi să zicem că noi concurăm cu, să zicem că concurența noastră vor fi marketplace-urile NFT și marketplace-urile crypto, noi oferim un produs unic pe care nu-l are nimeni, asta e unul, e o piață nouă, e o piață neexplorată, virgină dacă vreți, și iar cu NFT-urile, felul în care vom concura este că artistul, unul la mână, se va putea promova mult mai bine și mult mai mult prin noi. Doi la mână, va putea câștiga mult mai mult din ceea ce creează prin noi, prin mecanismele pe care le-am explicat mai devreme. Și trei, își poate crește profilul bine. Asta a fost și la unul, dar își poate crește profilul dacă proiectul are succes la un nivel mult mai mare. Pe lângă asta o vom face prin automatizare, prin faptul că nu mai avem competitori chiar în nișa asta de piață pe care o avem. Și încă una tu este faptul că avem aplicația aceea din stadiul întâi, în care vom avea userii VV ce vor trebui să dețină tokenul pentru utilitate și ne va crea o zonă tampon în stabilitatea tokenului. Am înțeles, mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu. Bun. Pentru...
Dragilor, cred că ne ajunge. Ne apropiem, dacă mai continuăm așa, noi nu mai terminăm. Imediat suntem către 2 ore. Asta înseamnă că și lumea a stat așa cum v-am promis, așa cum v-am spus, lumea este obișnuită cu noi. După ora 8 ne-am fost aproape 100 de participanți mai devreme. Este clar că trebuie să păstrăm acea oră 20, lumea atunci este obișnuită să ne asculte. Dragilor, o să anunțăm și câștigătorii încet, imediat ce închidem voice-ul. Ce pot să vă spun, că sper că vi s-a răspuns cam la tot ceea ce vreți să știți despre proiect. Dacă cumva a rămas ceva nespus, vă invit în comunitățile Vimei, pe Telegram, pe Twitter, aveți linkurile deja puse la noi. Cu siguranță vi se va răspunde pentru orice nelămurire aveți. Andrei, Fares, mulțumim pentru prezență, sper că v-ați simțit bine la noi și vă las ultimele cuvinte înainte de a închide voice-ul. Vă mulțumim și noi, mulțumim foarte mult că ne-ați găzduit la voi în comunitate și mulțumim și celor care au avut răbdare să stea cu noi până acum și care au și pus întrebări. Apreciez foarte mult faptul că v-ați implicat și că într-adevăr ați avut un interes în proiectul pe care l-am construit și apreciez mult acest lucru și sper să ne putem baza pe sprijinul vostru în proiect, în acest pre-sale și... Vă urez multă baftă și noroc. Dragilor, ne vedem joia viitoare sau ne auzim joia viitoare în Voice, în tradiționalul Voice. Până atunci ne auzim zi de zi pe canale, pe Twitter, aici, pe Telegram, pe canalul de IDO Announcement, pe Academy, pe toate canalele pe care noi le avem deschise pentru comunitate. Vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru răbdare și vă doresc un weekend deosebit. Să aveți o seară bună!